Stimați colegi, onorată asistență, conform deciziei Senatului Universității de Stat de Politici Economice Europene Constantin Stere, proces verbal numărul 4 din 24 noiembrie 2022, cu privire la formarea Comisiei de Susținere Publică a lucrării de sinteze Managementul Teoriei și Tehnologiei Educației Globale într-o diversitate de medii de învățare, pentru conferirea titlului de doctor habilitat în științe ale educației a doamnei Elena Railean, doctor conferențiar universitar, ședința de astăzi o declarăm deschisă și confirmăm că se desfășoară în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat în cadrul Universității de Studii Politice și Economice Europene Constantin Stere și a cadrului normativ din Republica Moldova. Membrii Comisiei de Susținere sunt următorii: subsemnata, doctor habilitat în științe ale educației, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova, președinte, sunt Viorica Goraș-Postică, Marina Morari, doctor conferențiar, Universitatea de Stat Aleco Ruso din Bălți, secretar științific, Ioan Neacșu, profesor universitar emerit, doctor în științe ale educației, Universitatea din București, România, referent oficial, Dumitru Patrașcu, doctor habilitat în științe ale educației, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău, referent oficial, Vlad Păslaru, doctor habilitat în științe ale educației, profesor universitar, Institutul de Filologie Română Bogdan Petricecu HD, referent oficial, Valeriu Capac, doctor în științe fizico-matematice, profesor universitar, Universitatea de Stat Aleco Ruso din Bălți, referent oficial, Alberto Canas, doctor în management, profesor universitar, Institutul pentru Cogniție Umană și Mașini din Statele Unite ale Americii, membru, Antonio Sando, profesor universitar, doctor habilitat, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, România, membru, Laurențiu Șoitu, profesor universitar emerit, doctor în științele educației, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, România, membru, Cătălin Bordeianu, profesor universitar, doctor, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene Constantin Stere, membru. Toate persoanele nominalizate sunt prezente în două forme, online și cu prezență fizică. Dacă sunt întrebări de ordin organizatoric, vă rog să le adresați acum. În continuare, se oferă cuvântul doamnei secretar Marina Morari, doctor conferențiar universitar de la Universitatea de Stat Aleco Ruso din Bălți, pentru a prezenta actele din dosarul candidatei la titlul de doctor habilitat în științele educației. Bună ziua! Stimată audiență! Dosarul pregătit pentru titlul de doctor habilitat în științele educației al doamnei Elena Railean include următoarele acte. Deci, dosarul este perfectat conform cerințelor, include actele. Decizia Senatului, componența nominală a Comisiei de Susținere Publică, proces verbal numărul 4 din 24 noiembrie 2022. 2. Lucrarea de sinteză prezentată în română, în limbile română și engleză. 3. Avizul catedrei, unitatea primară, în cadrul ședinței extinse, în cadrul cărei a fost evaluată lucrarea de sinteză.
4. Procesul verbal al seminarului științific ad hoc la care sunt anexate rezultatele evaluării și lista publicațiilor conform standardelor de calitate. Anexa numărul 3. 5. Declarația privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea organizării conținutului lucrării de sinteză, respectării standardelor de calitate și de etică profesională. 6. Lista lucrărilor științifice la tema lucrării de sinteză, semnată de autoare și certificată de secretarul științific al universității. 7. Sigilul. 8. Confirmările competențelor profesionale ale tuturor membrilor Comisiei de Susținere Publică a Lucrării de Sinteză. 9. Rapoartele referenților oficiali. 10. Avizile la lucrarea de sinteză semnate de membrii Comisiei de Susținere Publică, inclusiv avizele parvenite din alte instituții din țară și de peste votare. 11. Raportul de servitudini în urma examinării tezei prin programul antiplagiat. 12. Lista instituțiilor de cercetare pe adresa cărora a fost diseminată lucrarea de sinteză. 13. Copia actului de editare al candidatului. În concluzie, vreau să menționez că dosarul conține toate actele necesare pentru demararea procedurii de susținere publică a lucrării de sinteză pentru conferirea titlului de doctor habilitat în științe ale educației. Deci, stimată doamnă președintă, în continuare se oferă cuvântul pretendentii la titlul de doctor habilitat pentru prezentarea succintă a lucrării de sinteză. Conform regulamentului, aveți timp de 30 de minute. Vă rugăm. Stimată doamnă președinte, stimați membrii a Comisiei de Susținere Publică, voi încerca în 30 de minute să prezint lucrarea Managementul Teoriei și Tehnologiei Educației Globale într-o diversitate de medii de învățare. Lucrarea care a fost realizată în cadrul proiectului de postdoctorat Investigarea Managementului Teoriei și Tehnologiei Educației Globale într-o diversitate de medii de învățare, finanțat cu suportul Guvernului Republicii Moldova și realizată la Universitatea de Studii Politice și Economice Europene Constantin Stere. Reperile conceptuale ale lucrării de sinteză le vedem prezentate în modul următor. Deci, lucrarea începe cu motivația alegerii subiectului, actualitatea și importanța problemei, încadrarea temei preocupările internaționale și naționale și prezentarea succintă a rezultatelor cercetărilor anterioare. Fapt care ne permite să enunțăm ipoteza de cercetare care este constituită din problema de cercetare și integrează ipoteza generală, ipoteza cercetării și este realizată prin scop și 5 obiective. Problema științifică, complexă și de importanță majoră, este necesitatea de a crea și a dezvolta competențele cetățenilor globali și necesitatea de a dezvolta inteligența colectivă, munca în echipă, abilitățile de proiectare. Problema cercetării revine din contradicția dintre teorie și model, astfel încât orice teorie este acceptată pentru o anumită perioadă de timp, iar modelul reprezintă o ipoteză experimentală care ne ajută să înțelegem ceea ce putem observa sau experimenta direct. Problema cercetării este care sunt particularitățile managementului teoriei și tehnologiei educației globale într-o diversitate de medii de învățare. Scopul lucrării este conceptualizarea și fundamentarea științifică a managementului teoriei și tehnologiei educației globale într-o diversitate de medii de învățare. Avem aici 5 obiective specifice. Deci, ipoteza de cercetare o avem reprezentată sub formă de ipoteză generală și ipoteză specifică. Lucrarea este constituită din cuprins și respectiv 5 capitole, fiecare dintre care este constituit din 4 paragrafe. Vedeți aici structura logică a acestei lucrări, deci astfel încât capitolul 2, care este denumit teoria designului metasistemic al învățării,
constituie fundamentul metodologic pentru capitolul 3, 4 și 5. Deci avem ipoteza generală și respectiv ipoteza de cercetare. Dacă analizăm fenomenul educației globale din perspectiva teoriei designului metasistemic al învățării, atunci constatăm că managementul educațional se realizează într-o diversitate de medii de învățare real-virtuale, care reprezintă un ecosistem global al învățării și comunicării, în care este prioritizată metacogniția și strategiile de învățare cu succes, inclusiv strategiile de evaluare. Fundamentele epistemologice ale managementului teoriei și tehnologiei educației globale este denumirea primului capitol. Inițial, începem cu analiza conceptului de educație globală ca rezultat al globalizării, pentru a observa că conceptul, definiția, educația globală este educația care deschide ochii și mintea oamenilor către realitățile globale și îndeamnă să milteze pentru o lume mai justă, echitabilă și în care drepturile omului sunt asigurate pentru toți, nu mai este valabilă. Această definiție, care a fost în anul 2012, acum este la etapa analizei globale. Deci încercăm cu toții să înțelegem ce totuși înseamnă educația globală, pentru că acele fundamente care au fost constituite în anul 1890, respectiv în 1947, ulterior, 1960, 1980, 2000, nu mai sunt valide. Pentru aceasta, identificăm perspectiva filozofică, pedagogică și sociologică, astfel încât să identificăm trei linii de cercetare, prima care se referă la dinamica revoluției industriale, a doua, dinamica revoluției digitale, 3, educația 1.0, educația 3.0 și să observăm efectul de fuziune care s-a produs în anul 2015 și care ne permite să reconceptualizăm și să regândim teoria și tehnologia educației globale. Astfel încât, în primul paragraf a primului capitol, observăm emergența a două concepte. Prima este dinamica metadatelor, ceea ce de fapt constituie fundamentul epistemologic, și doi, deci unul foarte bine cunoscut, care se numește efectul sinergic, dar care este prezent practic în toate lucrările care pun accent pe identificarea unei noi definiții, unui nou concept pentru educație globală. În această lucrare studiem managementul teoriei și tehnologiei educației globale din perspectiva deschiderii sistemului educațional și știința deschisă. Deci observați aici lucrarea care apare în anul 2014, care se referă la managementul cunoașterii și respectiv în stânga la cele patru faze, iar în partea dreaptă avem lucrarea din 2015, care definește noțiunea de sistem educațional de tip închis și, respectiv, totul ce se întâmplă într-un sistem educațional deschis. Problema majoră este procesul de instruire cu feedback, care este caracteristic pentru sistemul de tip închis și care nu mai funcționează într-un sistem de tip deschis. În sistemul de tip deschis observăm emergența altor concepte, cum ar fi știința deschisă, educație deschisă, manual deschis, diversitatea mediilor de învățare și efectul sinergic despre care am discutat. În paragraful 2 se identifică problemele științei deschise din perspectiva teoriei și tehnologiei educației globale, identificate prin trei probleme, care ar fi problema modelelor de proiectare a interfeței utilizatorului, deci fundamentată de ipoteza de la gândirea lineară la gândirea metasistemică, problema designului instrucțional, specificul mediilor centrate de profesori și a mediilor de învățare centrate pe educabil și problema corelației dintre ecologia cunoașterii și sustenabilitatea învățământului, fundamentată de câteva dileme pe care le vedem aici, îndrumare 1:1 sau învățare personalizată, învățare combinată, inversată sau interfețe deschise,
interfețe pentru învățare interactive sau adaptive, lucrare care a fost publicată la Springer, o vedeți aici, în anul 2016. Tot aici, dacă e să analizăm diversitatea mediilor de învățare, punem accent pe realitatea augmentată, de exemplu și realitatea mixtă, deci un nou concept pentru implicarea elevului sau studentului și lucrarea care a fost prezentată la TALE 2020. Aveți aici fragmente din această conferință care are loc în Japonia. Deci, care identifică problema managementului tehnologiilor educaționale specifice mediilor de învățare real-virtuale și anume accentul pe acțiune versus activitatea educațională. Deci, problema teoriei și tehnologiei educației globale este în reperile conceptuale și respectiv epistemologice și metodologice pentru a identifica cum realizăm acțiunea din partea educabilului și nu cum formulăm sau formalizăm activitatea educațională. Deci, de aici, problema formării continue a cadrelor didactice. În paragraful 4 al primului capitol se vorbește despre raționamentul abordării metasistemice în designul și managementul învățării și anume în baza echilibrului dinamic dintre designul instrucțional, vedem aici designul sistemic sau sistematic, și designul și managementul învățării, deci care este bazat pe acțiunea educabilului și respectiv pe analiza inteligentă a răspunsului și activității acțiunii educabilului într-o diversitate de medii de învățare. De aici este fundamentat acest raționament, această idee, printr-o lucrare publicată ISI, deci în care avem gândirea lineară, deci observăm cum ar arăta interfața, sau cum arăta, mai bine zis, interfața conceptualizată în gândirea lineară, 2 în gândirea sistemică și 3 în abordarea metasistemică. De aici problema și scopul, obiectivele cercetării. Capitolul 2 ne vorbește despre teoria designului metasistemic al învățării, începe cu un cadru de referință al managementului teoriei și tehnologiei educației globale prin identificarea macro-paradigmelor, deci mai multor macro-paradigme, micro-paradigme și respectiv meta-paradigme, dar observăm aici că pe prim plan este dinamica datelor, ceea ce ne permite să identificăm 3 clustere. Primul este teoriile în învățare aplicată, 2 aplicarea calculatoarelor personale și 3 perioada internetului și a suporturilor mobile digitale. Deci lucrarea la care a fost publicată ca capitolul numărul 2, deci un proiect realizat în anul 2016 și care ne permite să enunțăm că educația globală este de fapt un fenomen care se produce în diversitatea mediilor de învățare și are impact ireversibil asupra comportamentului individual, social și respectiv decizional. Competența este un ansamblu al competențelor, abilităților și aptitudinilor, nu are o formă desăvârșită, iar performanța, deci cea care acceptăm ideea lui Minder ca capacitate și competență pentru a putea realiza lucrarea managementul proiectului dezvoltare profesională și instituțională, un proiect publicat la Lumen. În capitolul 2, paragraful 2, se expune studiul delimitărilor metasistemice, începem cu enunțul de metasistem, cel enunțat de Turcii în 1977, și venim cu ideea că metasistemul este de fapt un cluster de sisteme cu o construcție mai complexă, fezabilă, adaptabilă și mai inteligentă la provocările mediului și că aceste sisteme sunt vitale și non-vitale. Deci nu putem vorbi doar de un sistem fizic, vorbim de o integritate. Lucrare care a fost publicată împreună cu colegii mei din Turcia în STEM Education. Tot aici vreau să arăt că metasistemul, deci este
ideea care pentru prima dată a fost enunțată, o totalitate integrativă de sisteme vitale și non-vitale, fapt care pune accent pe acțiunea educabilului și implicarea lui în identificarea și vizualizarea obiectelor de învățare. În capitolul 2, tot aici, avem și analiza din perspectiva studiului inteligenței, intelectului și inteligenței, deci o lucrare publicată în revista de psihologie, care ne identifică, ne argumentează cele trei etape, deci încă o dată argumentăm acele trei etape, iar dinamica metadatelor, deci observați în primele trei evidențe, deci care în diferite etape, deci observați după date, ele sunt prezentate diferit. Ce este important aici este că lucrarea finalizează cu o lucrare, deci ideea finalizează cu o lucrare publicată în Practici critice în educația P12, o lucrare indexată în Scopus, care pune accent pe strategie instrucțională dinamică și flexibilă și demonstrarea aplicabilității acestei strategii în cursul universitar. În paragraful 2-3 vorbim despre delimitările metasistemice, lucrarea de emergență, deci lucrarea publicată în designul metasistemic al învățării a manualelor deschise, care vine cu ideea de educație STEM-X, deci nu STEM, nu STEAM, nu STEM-MM, dar STEM-MX cu argumentele de vigoare, obiectivele instrucționale versus obiective de învățare, respectiv proiectarea lor, și ce este important aici, se analizează învățarea adaptivă și pentru prima dată vorbim de reperele metodologice pentru nano-învățare, care pune accent pe integritatea unităților nano în educație. Deci se demonstrează că nano-învățarea de fapt este fragmentare, da? Dar este importantă aglomerarea acestor unități. În capitolul 2, paragraful 2-3, vorbim de metodele de investigație în managementul teoriei educației globale. Deci aici vorbim de reperele metodologice, metoda meta-analizei, metoda percepției sociale a eficacității resurselor, mijloacelor de învățământ. Demonstrăm necesitatea unui instrumentar de analiză inteligentă a răspunsurilor educabilului și, respectiv, demonstrăm importanța studiului tendințelor globale în baza la Google Books and Gram View, meta-analiza, sondajul de opinie și respectiv, deci avem formele pe care le obținem, deci le vedem aici ca rezultat a sondajului. În capitolul 3, managementul metacogniției și a strategiilor de învățare cu succes, vorbim despre specificul metacogniției în învățământul superior, ori conceptul de metacogniție inițial este propus de Flabel pentru copiii micuți, constatăm necesitatea și importanța studiului metacogniției la etapa învățământului superior. Proiectul indexat Scopus, deci este anume axat pe această problematică. Pentru prima dată se discută corelația dintre metacogniții și strategiile de învățare cu succes, anume în învățământul superior. Se demonstrează că metacogniția este un construct epistemologic și ontologic important pentru adaptare la diversitatea de medii de învățare și, respectiv, din aceste considerări, este foarte important de a se preda metacogniția în învățământul superior, nu doar la etapa preuniversitară. Strategiile metacognitive constituie prototipul gândirii critice și a creativității, aș spune aici originalității, și strategiile metacognitive pot fi învățate, realizate și respectiv evaluate în diverse medii de învățare, deci fapt care este ușor demonstrat prin diferite aplicații pe care le găsim în mediul deschis. În continuare vorbim despre metacogniție, deci nu mai înțeleg ce s-a întâmplat cu
laptopul respectiv, aș putea să vorbesc mai departe despre corelația dintre cogniție și comportament prin strategiile metacognitive. Deci aici avem capitolul 3, paragraful 2, ne vorbește de corelația dintre strategia profesorului și tacticii educabilului realizată prin două modele, cazul ideal și cazul real. Deci cazul ideal este cel pe care noi îl proiectăm, cazul real este enunțat prin strategeme. Și aici este modelul cursului pentru învățământul superior, pentru a preda metacogniția. Ulterior, în lucrarea managementul strategiilor metacognitive se pune accent pe importanța corelației dintre savoir-être, savoir-faire, savoir-dire și importanța constituirii monadei și aici sunt reprezentate diferite poziții ale educabilului la nivel de expert, la nivel de novice, cu sau fără ajutorul tehnologiilor informaționale. Deci se arată diferența dintre ele și spune accent pe gândirea critică, originalitate și creativitate. La etapa universitară vorbim despre trei idei importante, anume, deci, în baza dinamicii metadatelor, deci observăm raportul dintre cogniție, managementul educațional, cât și prioritizarea metacogniției după anul 1981. Tot aici vorbim de corelația dintre aptitudini, atitudini și competențe profesionale ca formă observabilă și formă invizibilă. În managementul competenței de a învăța să înveți la nivel universitar a fost realizat un sondaj care ne permite să identificăm calitatea de explorator la etapa studiilor universitare, necesitatea de a vizita noi locuri și a explora noi culturi, importanța pe stabilirea unor repere de dezvoltare personală și respectiv a îmbunătății de a servi umanității și respectiv, deci vedem aici acel triplu care ne pune accent pe faptul că procesul de învățare este bazat pe confruntarea directă cu problemele practice, sociale și personale, faptul că autoevaluarea este foarte importantă în învățământul superior, fiind în esență metoda principală de evaluare a progresului și succesului și că într-o diversitate de medii de învățare, educabilul participă complet în procesul învățării și are control deplin asupra naturii și stilului de învățare. Deci nu s-a finalizat până aici, dacă este motivat, era ideea. În paragraful 4 vorbim despre importanța modelelor ecosistemice. Discutăm aici despre faptul că modelele ecosistemice artificiale au fost create pentru e-learning și respectiv ideea acestui proiect, vedeți aici lucrarea în care au fost publicate, la care au aderat mai mulți profesori, deci evidențiază anume modelele ecosistemice pentru e-learning, însă în lucrarea pe care o prezentăm, deci o prezintă autoarea în paragraful 4.2, se pune accent pe problema că fiecare element ecosistemic are nișa sa sau colaborează pentru un scop comun, ordinea ecosistemului este asigurată de eritericitatea elementelor constituente sau prin setarea obiectivelor instrucționale, se produce omogenizarea performanțelor și sistemele cunoașterii sunt impredictibile și neconturabile sau totul este energie, informație și feedback. Deci de aici ideea de formare continuă a profesorilor și toate
derivatele care ne enunță despre importanța acceptării faptului că sistemul de învățământ superior este în primul rând un ecosistem al cunoașterii care se produce într-o diversitate de medii de învățare. Două idei în rezultate, leadership-ul bazat pe date și managementul riscurilor, pentru că vorbim deja de un ecosistem și în ecosistem există alte norme, deci am zis risc, am zis, iată aici, paragraful deja 4.3, se pune accentul pe puterea soft în leadership-ul educațional, se enunță importanța anume acestei puteri soft, deci observați importanța studiului începând cu anul 2000, și tendințele studiului puterii soft, managementul conflictului și leadership-ului educațional, o lucrare publicată în India, care pune accent pe problema comprehensiunii naturii ecosistemice și problema identificării modelului de leadership educațional în raport cu specificul puterii într-o diversitate de medii de învățare. Deci aici este prezentat acest rezultat. În capitolul 5, ideea acestui capitol este că orice acțiune în mediul educațional global, deci care am zis că este constituit dintr-o diversitate de medii de învățare, nu poate să nu includă și forma de evaluare, însă evaluarea are loc din perspectiva mediului. Deci în această lucrare se identifică patru idei principale. Prima este că strategiile universitare sunt centrate pe student. Doi, activitățile practice și strategiile de evaluare cu succes sunt pe ordinea zilei. Evaluarea este ca și pentru învățare și o importanță mai puțin importantă este evaluarea digitală. Deci mai importantă este evaluarea pentru învățare. Iar aici sunt argumentele la toate aceste idei. În capitolul următor, în capitolul 5, paragraful următor, deci se pune accent pe problema managementului strategiilor de evaluare, măsurare și apreciere, deci primul capitol din lucrarea pe care am prezentat-o, ce reprezintă fenomenul global de degradare a cunoștințelor, ce constituie de fapt rezultatele evaluării realizate la scară largă și câteva dileme, cum ar fi evaluare, dilemă sau dialog sau control, evaluare și modularizare, evaluare și timp de învățare, evaluare și spațiu de învățare, evaluarea tradițională sau digitală, cu răspunsul că evaluarea este un rezultat al metacogniției, cunoașterii strategiilor de învățare cu succes și managementul acestora. La sondajul de opinie bazat pe paragraful anterior, la care au participat 228 de respondenți, se demonstrează că profesorii cunosc și aplică o varietate de instrumente pentru crearea testelor în format digital, preferă strategiile de evaluare a rezultatelor învățării și nu deformare a învățării, deci mergem totuși pe tradiționism din perspectiva profesorilor, iar de aici și problema formării continue pe linia evaluării. Avem aici responsabilitatea pentru proiectarea didactică revine profesorului, constituie profesorii care au fost chestionați și respectiv percepția lor sau cea mai importantă formă de activitate este nu cum să formăm un proces de instruire pentru a-l forma pe educabil pentru educația globală, pentru adaptare la diversitatea mediilor de învățare, dar mai mult un mod de transmitere a materiei didactice. Aș spune eu că aici este de fapt o realitate pe care o atestăm în mai multe instituții de învățământ, dar care ne demonstrează odată în plus cât de importantă este formarea continuă a cadrelor didactice, reieșind din realitatea diversificării rapide a mediilor de învățare și cum percep profesorii care sunt tradiționiști evaluarea ca măsurare și nu ca formă de învățare.
Am finalizat această lucrare cu modelul ecosistemic al evaluării formative și sumative cu aplicații practice. Avem aici modelul, este realizat un manual colaborativ care pune accentul pe integritatea dintre evaluare diagnostic, evaluarea formativă, evaluarea ca învățare și, respectiv, evaluarea sumativă și examenul în format digital. În concluzii generale și recomandări, se demonstrează ipoteza de fapt specifică, care este parte integrată a ipotezei generale, se argumentează importanța unui nou domeniu de cercetare, metasistemologia educațională, știință de frontieră, pedagogie și managementul educațional, o primă derivată a studiului fundamentelor epistemologice, a managementului teoriei și tehnologiei, fiind argumentată de principiile teoriei designului metasistemic. Avem aici obiectul de studiu, activitatea de planificare, monitorizare și evaluare a strategiilor de învățare cu succes pe parcursul întregii vieți, pentru a asigura efectul sinergic al învățării. Argumentele faptului că lucrarea este fundamentată prin concepte și idei noi, teoria designului metasistemic, interdependența dintre metacogniție, metasistemotologia modelilor educaționale, specificul managementul strategiilor de evaluare, evaluarea ca învățare, evaluarea ca măsurare, meta-evaluarea, interdependența dintre evaluarea formativă și rezultatele evaluării sumative, toate acestea fiind absolut importante de a fi studiate în metasistemologia educațională. Direcțiile noi de cercetare au fost inițiate prin teze prezentate la forumuri științifice, precum studiul contextului global al educației ca integritate a pedagogiei, psihologiei și sociologiei, investigarea ecosistemică a pedagogiilor specifice educației deschise, identificarea normelor de design pedagogic aplicabile în nanotehnologia învățării și multe altele care vor veni ca rezultat al reaplicabilității metasistemologiei educaționale pentru realizarea unor noi cercetări științifice, precum și pentru planificarea, monitorizarea și evaluarea calității cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Aveți aici H-indexul și I-indexul pe care îl prezint și, respectiv, datele de contact pentru întrebări suplimentare. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim și noi, stimată doamnă! Anunțăm acum sesiunea de întrebări și răspunsuri asupra lucrării de sinteză. Vă rugăm, distinși membri ai Consiliului Științific Specializat, să oferiți întrebări asupra lucrării de sinteză și asupra rezultatelor prezentate. Ordinea este aleatorie. Deja avem o mână ridicată. Colegul nostru Frank de Jong din Olanda vrea să pună o întrebare. Mr. Professor, please. Please ask your question. Good morning. I'm very impressed by the thesis and the collection you have given to us. It's very huge, I think. It's on a high abstract level sometimes. But it's very impressive, I think. I like also the very nice questions at the end. You were talking about what the society and for humanity, what skills need to be developed for sustainable development of human society. What are viable models of personality at most must be promoted properly, educating new generations. I think these are very, very, very essential questions, actually, which you also address in your thesis. And actually, I think it's a nice picture if you go from
what we call the application 1.1 and application 7.1. And I think we're far away from that, in not only in the whole Europe and the whole education world in the world, but there are very good other alternatives also going on. And the whole, I still think that to sometimes I can't really follow you, and I hope you can explain me a bit more. That I think you are still, although you have this education 7.0 view, it's still a kind of cognitivistic view of information processing, which I also agree with these, and I'm not very clear in what direction you are going, because a lot of the assessments in the digital environments are very rigoristic, or very cognitive oriented and computation oriented. And I think that if you want to go to that education set point, to help students develop their IDs for a better, think of an Anthropocene, but more of a Symbiocene, the major in humanity getting better in balance, more ready, and for a more sustainable and peaceful world, I think we need getting away from the individual education-oriented way of information processing and information transfer. And I think we should go more what Calavera and Maya are already promoting with their approach from the 90s to a more knowledge building, which actually much more of a consumeristic perspective of Europe. Thank you. Thank you. Thank you. And my question is actually, because one of the red lines here means is the metacognitive. And I think one of the most interesting things is that if you go to 7.0, it's not only about individual regulation and monitoring of people, but then they actually learn also to co-regulate this multidisciplinary and collaboration of learning, and that education should go much more in that direction. What is your opinion about it? I'm very curious about your answer about this. Thank you very much, Mr. Professor. Please, poftim. De ce? Trebuie. Noi am asigurat și traducerea pentru toți cei care nu cunosc limba română. La etapa actuală, deci acum vom avea o mică traducere și apoi voi răspunde. Deci dacă trebuie să răspund în engleză, pot răspunde în engleză pentru domnul Frank, dar respectiv și pentru audiența care nu cunoaște limba engleză. Rezumativ, dacă poți, fără microfon. Ok, bună ziua tuturor. Eu am să traduc aproximativ, pentru că multe chestii din discurs au fost accente deja, da. Așa, domnul profesor este foarte încăcat de această lucrare care reprezintă o lucrare de studiu voluminoasă și care aduce contribuții importante la avansarea domeniului în care este făcută. Și apreciază foarte mult, mai ales jocul acesta care este prezentat între, sau dinamica prezentată între învățarea educația 1.0, educația 7.0, educația 7.0 și de fapt în cele din urmă ar vrea să adreseze o întrebare candidatei și această întrebare este
care despre este opinia candidatei în ceea ce privește efectele învățării 7.0 asupra mediului de învățare co-regulat, da? Pentru că una din ipoteze e că deci educația 7.0 ar duce la crearea unui mediu co-regulat de învățare și atunci care este Eu vă mulțumesc, Dorina, îți mulțumesc foarte mult pentru traducerea. Eu voi încerca să răspund la început în limba română și după care voi încerca să traduc și în limba engleză. Deci, în această lucrare se studiază o ipoteză specială a lucrărilor de sinteză realizate, dar și ipoteza generală a metasistemologiei educaționale, care este reprezentată prin tendința de la educația 1.0 la educația 7.0. Care este părerea mea? Da, trebuie să ne mișcăm spre educația 7.0, care pune accent pe inteligența spirituală, iar aceasta înseamnă toleranță, cooperare între toate persoanele, cât și identificarea nișei personale pentru fiecare din noi, de aceea punem accent pe ecologie. Dear Frank, thank you very much for your question. I want to say that we have here two hypotheses. The first one is the general hypothesis that means that education is moving from education 1.0 to education 7.0. And this means that if we will accept this way, so we will not go to digitalization, but to education 7.0, we will move to be more tolerant, more cooperative, more collaborative. This is the main point of education 7.0. And this idea was presented in the book, Metasystem Learning Design of Open Text Books, Emerging Research and Opportunities. Thank you very much for your question. Vă mulțumim frumos. Mulțumim. Thank you, Mr. Professor. Vă rugăm alte întrebări. Eu am o întrebare. Da, domnul profesor Pătrașcu, vă rugăm. În contextul temei și cu perspectivele acestei teme, cum vedeți dumneavoastră, doamna pretendentă la titlul de doctor habilitat în științele educației, a cercetărilor în domeniul managementului teoriei și tehnologiei educației globale? Care sunt perspectivele? Adică, cum veți extinde, iată, această temă? Sau care sunt acele, am spune așa, derivate care își necesită cercetare? Stimate domnule profesor, mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Deci sunt foarte multe întrebări în baza cărora pot fi elaborate proiecte științifice, proiecte educaționale, proiecte de carte. Dar dacă e să vorbim despre perspectivele, prima este proiectul la care lucrez acum, proiectul care pune accent pe analiza inteligentă a răspunsurilor studentului, pe formarea gândirii critice, pe identificarea reperelor epistemologice a gândirii critice și un alt proiect care se bazează pe evaluarea ca formă de învățare. Sigur că derivatele acestor tendințe, da? Deci dacă e să vorbim de derivate, este important să repetăm încă o dată acele probleme, deci problema care ține de calitatea formării continue a cadrelor didactice, doi,
ați observat acel decalaj dintre teoria educației și respectiv rezultatele percepției sociale a cadrelor, deci cum văd ei anumite probleme. O altă problemă ar fi nano-învățarea, deci o altă tendință de dezvoltare ar fi nano-învățarea și anume accentul pe aglomerare, pe integrare a acelor fragmente micuțe pe care le observăm acum peste tot, ceea ce de fapt a fost prezentat sub formă de micro-învățare și respectiv nano-învățare. Deci este important de a identifica forma logică a integrității unităților nano-sistemice și respectiv de a aplica strategie instrucțională dinamică și flexibilă care pune accent pe lucrul în echipă, pe identificarea poziții fiecăruia în acel grup școlar, cât și pe acceptarea formelor de rezultatelor evaluării în diversitatea mediilor de învățare. Deci, foarte multe idei, dar mi-ar plăcea să fie metasistemologie educațională, o direcție nouă de cercetare la care vor adera mulți studenți la etapa de masterat, doctorat și postdoctorat. Mulțumesc mult! Încă o întrebare care iese din ceea ce ați răspuns dumneavoastră. Cum sau de ce a trebuit dumneavoastră termenul nano învățarea? Uh-huh. Și adică este oare adecvată iată această acest termen pentru învățare? Da, da, mulțumesc pentru întrebare. Ideea că nu atribuiesc eu nano-învățare, este un termen bine cunoscut începând cu anul 1990. Este un termen bine cunoscut și el se referă la fragmentele mici de instruire sau la obiectele de învățare pe care profesorul le folosește pentru a transmite un mesaj în clasă sau în unitatea de învățământ. Ideea sau ce mi-aparține mie este sensibilizarea opiniei publice la faptul că nano-învățarea trebuie să ducă la integritate și nu să lăsăm aceste fragmente, pentru că fragmentele distribuite sunt exact așa percepute în creierul copilului și de aici diminuarea calității învățării. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi! Mulțumesc foarte mult! Domnul profesor Păslaru, vă rugăm foarte mult! Vă rog să numerați succint caracteristicile termenului metasistem în comparație cu caracteristicile termenului sistem. Da, mulțumesc foarte mult. Aș putea să vizualizez dacă este... Putem încă o dată să vizualizăm. Deci, teoria sistemelor nu este nouă, exact ca și teoria metasistemelor. Deci, teoria sistemelor este cunoscută de la începutul secolului trecut și se bazează pe o unitate integrativă a elementelor proiectate și realizate în cadrul unui sistem. Da? Meta înseamnă mai mult decât sistemul. Și de aici mai mult decât competența, ar fi meta-competență, mai mult decât evaluare, meta-evaluarea, da? Deci dacă vorbim de cum evaluez ceea ce cunosc într-o diversitate de medii de învățare, deci ar fi meta-evaluare sau meta-abilități. Cu atât mai mult că acest termen metasistem deja a migrat spre inteligența artificială și acum cunoaștem destul de multe exemple în care agenții inteligenți, da, deci bazându-se pe teoria cogniției, sunt atât, adică eu n-aș zice că au depășit
da, dar sunt foarte inteligenți, anume datorită explorărilor acestei laturi a metacogniției prin sistemele fuzii și alte idei, cum ar fi, de exemplu, evaluarea de rețea și multe altele. Eu aici, doar o secundă ca să ajung la cadrul respectiv, e cumva mai specific acest calculatorul acesta și o clipă doar ca să pot, că e ceva, se întâmplă cu viteza, probabil. Probabil cu viteza la internet. Eu care m-am deprins să fie totul foarte repede. Da, deci e o clipă doar ca să vedem și aici. Da, și prin ce se mai deosebește, deci vedem aici reprezentarea lui Turkin, de aceea am zis că termenul nu este nou, dar doar o clipă, un metasistem, spre deosebire de un sistem, are dimensiuni globale, un metasistem este integru, și cel mai important este că el este dinamic. De aici, atunci când vorbim, de exemplu, despre un concept, hai să zicem aceeași competență, da? Deci observați aici tranziția metasistemului. Deci putem să spunem că competența este formată dintr-o integritate de micro, cum ar fi cunoștințe, abilități, aptitudini, deprinderi, etc. Deci este un cluster de sisteme, este definiția pe care o propunem în această lucrare, cu o construcție mai complexă, mai fizabilă, mai adaptivă și mai inteligentă la provocările mediului. Și de aici ideea de managementul teoriei. Deci nu putem să spunem că într-un metasistem vom aplica o teorie din 1980, pentru că nu funcționează. Aici vorbim de dinamica metadatelor, iar dinamica metadatelor pune accent pe cunoaștere și cunoașterea cunoașterii. A doua idee, deci tot prezentată în această lucrare, este că metasistemul reprezintă o totalitate integrativă de sisteme vitale și non-vitale. Deci numai dacă un sistem are un contur foarte bine definit, da, deci este caracteristic pentru vital sau non-vital, iată aici avem această totalitate. Cam atât. Da, și da, a treia idee o vedem aici sus. Deci, în metasistema avem un nivel de inteligență și control mai superior, pentru că el este totdeauna dinamic. Mulțumesc. Da. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Este bine, domn profesor. Vă mulțumim. Vă rugăm, colegii care sunt la distanță, vă oferim prioritate. A mai ridicat cineva mâna? Nu văd aici tot alte domnul întrebări. Neacu, domnul Neacșu. Domnul profesor Ioan Neacșu, vă rugăm. Da, în primul rând să felicităm pe doamna Elena pentru preocupările de neolingvistică, pentru că întotdeauna am încercat să gândesc în ce măsură dominanta reflexivă asupra metasistemului ar putea să lămurească mai mult uneori dimințile confuze ale celor care nu se mișcă prea ușor în limbaj. Am tot întâlnit și cărți publicate, meta-uman, meta-cognitie, meta-sistem, meta-emoțional, meta-analiză, meta-fizică, multe înainte, noastră, meta-evaluare. Întrebarea mea este următoare. Cu preocupări de lingvistică separată, a limbajului sistemic, doamna folosește cu o frecvență aproape cuceritoare pe numințele neobișnuite de metasistem. Întrebarea mea ar fi așa, ce-a urmat în acest metasistem? Găsește vreo faptă a nișă în limbajul pedagogic de a îmbogăți? Pentru că eu știu că la globalitate, în care eu nu cred foarte mult, există o mișcare și antiglobalistă. Da, sigur. Gândește global, acționează local. Și aici este exagerare și cred că uneori avem de
Deci, întrebarea e dacă în filozofie metafizică îi permitea ca o rupere a dinamicii și a analiza partea. În cazul de față, metasistemul nu te-a Sigur. Domnul profesor, eu vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Este o întrebare, eu aș zice că mi-am pus-o cu 10 ani în urmă, atunci când am început să studiez teoria designului învățării metasistemice. Și primul lucru care l-am realizat, am mers la Biblioteca Națională, unde am studiat metafizica lui Aristotel. Vreau să zic că metasistemul ajunge la educația 7.0. Și dacă acceptăm această idee, pentru că educația 7.0 înseamnă inteligență spirituală, înseamnă toleranță, înseamnă acceptarea fiecărui, înseamnă nișă pentru fiecare, predeterminată, pentru că aici vorbim de ecosistem, da? Eu nu știu dacă este necesar de a identifica un alt termen. Din contra, este important ca să analizăm foarte clar această direcție de cercetare care se numește metasistemologie educațională, pentru că aici e foarte multă treabă, anume cu comprehensiunea nano, meta, micro, meza. Deci toate acestea se găsesc într-o totalitate integrativă. Mai mult decât atât, acum tehnologiile astăzi ne permit să realizăm educația 3.0. Deci lucrul acesta va fi pentru mulți ani înainte, pentru că avem și aceste tendințe de evoluție a tehnologiilor digitale, care, apropo, sunt total de acord cu dumneavoastră, se dezvoltă în două direcții. Prima este o digitalizare totală a tot ce se întâmplă și a doua este o umanizare a tehnologiilor digitale. Deci, ce acceptăm? Această întrebare filozofică pusă cu vreo 30 de ani în urmă, deci este foarte important ca să o conștientizăm la fiecare, la nivel de fiecare individ, la nivel de grup social, pentru că atunci când digitalizăm, fără a înțelege reperile epistemologice, fără a înțelege psihologia, pedagogia, ontologia, antropologia, deci riscăm să ducem studenții noștri într-o lume care nu există și atunci diploma aceasta nu mai contează, da? De aceea, lucrarea respectivă pune accent anume pe dinamica de la educația 1.0, care se caracterizează prin textul static PM, amplasat pe DM, la educația 7.0, care pune accent pe implicarea activă, pe acțiune, pe toleranță, pe cooperare, pe colaborare și aș vrea să spun că, de fapt, această idee, da, este o idee filozofică care a fost expusă încă în anul 1890 de teosofi. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim și noi! Vreau să vă mulțumesc! Mie o corelație cu efectul Fly, adică a unui neozelandez care ne spune că una dintre cauzele unei minimalizări, unei descreștere a coeficientului de inteligență, s-ar datora excesului de digitalizare. Exact. Poate. O scădere semnificativă pentru unele populații destul de mari. Deci ar trebui să vedem și care sunt limitele unei astfel de limbaj care uneori ne, nu știu dacă ne încarcă sau ne încurcă, de mine m-a încărcat prea mult ca să nu simt că mă limitează. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Vă mulțumim! Stimați colegi, continuăm sesiunea de dezbateri. Vă rugăm! Da? Ascult cu mare admirație tot ce se răsește și admirația mea e susținută de interesul. Vă rugăm, domnul profesor Șoitu, da. Pentru interesul pe care l-am pentru fiecare ce l-am avut. Mă bucura că însuși distinsul profesor din Olanda a vorbit de la această
ce criteriu ați folosit dumneavoastră sau ce criteriu, la ce criteriu v-ați oprit dumneavoastră când v-ați întrebat cum deveniți educația 1.0, 1.0.2 până la 7.0. Ce criteriu mai întâi folosiți ca să poți înțelege cum e bolomul în așa fel încât oamenii vor ajunge la 7.0 spirituale ce mai văd, pentru că vor fi așa de toleranți încât putrezăm și anulăm. Pentru că toleranța totală înseamnă pericolul de anulare a persoanei, că una este îngăduința și alta este toleranța. Deci, ceea ce dumneavoastră, pe dumneavoastră, vă bucura, pe mine m-a stresat. Când am spus că sunt de vreo o toleranță totală și, repet, suntem creștini și dacă nu suntem creștini, oricum facem diferență între toleranță și îngăduință. Toleranța totală anulează persoana, îngăduința îi aplinește pe limite. Și atunci putem să fim și noi mai întrebări. Deci, care e criteriul și cum ajungem acolo? Mulțumesc, domn profesor, pentru întrebare. Criteriul de definire a educației 1.0, 2.0, 3.0, etc., deci 1 punct, de fapt a fost propus în anul 1950 și se bazează pe permisivitatea mediului digital. Deci, pentru prima dată, când este propus termenul educație 1.0, și ca criteriu, deci am zis, este mediul digital, permisivitatea mediului digital. Și ideea era că în mediul digital, în acea perioadă, da, anii 1960-1970, era posibil de a amplasa textul pe ecran și a-l citi. Ori educația... Îmi îngăduiți să vă rog să mergeți direct la 7.0, pentru că, inevitabil, după asta am și spus, digitalizarea și profesorul Neacu mai înainte și profesorul Neacu, tocmai au recunoscut. Acest criteriu este bine cunoscut la digitalizarea al prezenței calculatorului, dar ajutați-mă să ajung să înțeleg la 7.0 vor fi tare fericit. Da, domn profesor, deci permiteți-mi să finalizez ideea. Deci am zis că educația 1.0 se bazează pe ideea web-ului static și de aici avem și corelația dintre educația 1.0 și respectiv web 1.0. Am spus în cadrul prezentării mele că la etapa actuală mediul digital ne permite 3.0, ceea ce ar însemna permisivitatea colaborării prin crearea colaborativă a conținuturilor digitale. Educația 7.0 ar permite, deci dacă vorbim de permisivitatea mediului digital ca criteriu, ca să comunicăm, deci asta nu înseamnă să fim toleranți 100%, pentru că vorbim de ecosistem, iar în ecosistem, principiul de bază a ecosistemului este că fiecare are nișa sa, da? Fiecare are rolul și funcțiile sale într-un ecosistem. Doar că permisivitatea mediului digital, care este la bază, ca criteriul care stă la bază, ne va permite ca să comunicăm și eu cred că avem și un exemplu astăzi foarte bine, când profesorul Alberto Canas din Statele Unite, care este la mii de kilometri de noi, deci s-a conectat. Deci ce înseamnă aceasta? Discuții, colaborare, cooperare la nivel, prin intermediul permisivității mediului digital. Deci, atunci când vorbim de 1.0, 2.0, 3.0, în primul plan trebuie să vorbim de permisivitatea mediului digital. Deci, tehnologiile vor fi atât de inteligente, vor fi atât de
acceptabile, că nu vom mai simți distanța dintre noi atunci când va fi o problemă. Vom încerca să o rezolvăm împreună pentru a realiza obiectivele globale. De aici educația globală, pentru că vorbim de educația pentru prosperitate, pentru o bunăstare mai bună pe planeta Pământ. Deci când nu ne vom gândi la unele interese meschine, dar vom înțelege că există o problemă, cum ar fi problema ecologică, da, care este destul de acută, problema alimentației, apei, etc. Da? Și aceste probleme ar trebui dezvoltate la nivel de știință prin educația globală. Iar mediul, mai bine zis, permisivitatea mediului digital este cea care ne va ajuta să realizăm educația 7.0. Deci eu în lucrarea Meta System Learning Design of Web Textbooks, deci imediat o să rog pe cineva să aducă această lucrare, am descris toate 7 caracteristici a educației 7.0 din perspectiva designului metasistemic al învățării, pentru că el se bazează pe dinamica metadatelor și analiza dinamicii ne permite să realizăm unele conceptualizări. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim! Permisivitatea. Deschiderea. Mă scuzați, permisivitatea mediului digital. Da, domnul profesor Șoitu, vă rugăm, stimați colegi, alte întrebări. Am și eu o întrebare, dacă nu, doar să văd aici la distanță, dacă nu mai este vreo mână ridicată. Întrebarea mea se referă la cercetările. Da, domnul Bordeianu, scuzați, n-am observat, vă rog. E de aici este această lucrare, da? Domnul Cătălin Bordeianu, vă rog. Nu este și domnul Antoni. Da, da, n-am observat. Nu vreau să fac o singură precizare care cred că e necesară tocmai legând de la lectura ideea este de grupă. Deci, ca în trecerea timpului, ca în amplificare de grupuri de școală în acestea, deci a vedea după ceea ce se întâmplă, după ce realizăm, după nanotehnologie, după digitizare, după această sistemă, include ea evoluția și perspectiva în timp educațional, care este sătură a umanității. Ea este încărcată de contemporaneitate prin aceste tehnologii, care au fost încă rând alte, care să fie alte din viitor. Deci această nișă în care aducem aproape de conștiința umană, și de dezvoltare aparatele care s-o facă mai bună, mai permisivă, îi pot, în același timp, atenua unele tehnice. Vă aș fac o singură, un singur efect, cel al lucrurilor de mișcăros din opice triste. În care sociologul francez, fiind de noapă grosă, îl întreabă pe șaman ce se facă că este practicul de familia lui. Iar șamanul îi transferă în imaginea focului, imaginea familiei de la Paris, care avea o aniversare. Noi am pierdut din comunic. Scara primară, ceea ce vorbim despre scara de telepatie, și am înlocuit acest perimetru destul de larg și expresiv, care este și o desfințare a codurilor, dacă putem spune asta, cu acest lucru. De aceea, nu este o recomandare, dar nu este o îndrăzneală a noastră, rugându-o pe doamna Regea, să lase
sisteme care tot mai înseamnă metasistem, înseamnă sistemul de tot sistem. Cel după sistem, totul mai virus, mai virus. Bun succes, interesantă și comunicare, deci tot am deschis de multe discuții această lucrare, dar în același timp va oferi și un interesant material bibliografic și de lucru la etapa actuală în care ne vă mulțumim foarte mult. Mulțumim. Domnul Santo. Vă rugăm invitația dumneavoastră la această susținere. Și trebuie să mă amintesc că este o teză care plantează în subiecte care îmi preocupă de ceva vreme. Această perspectivă 1.0, 3.0, 7.0 și mai departe. Eu am lucrat în un domeniu, am vorbit despre virtualizarea spatelui social și despre ubicuitatea virtuală, poate că însemna ceva asemănător cu acest sistem 7.0, în condiții în care ar fi o societate, nu o societate deschisă în sensul politic, ci o societate în care limite distanțelor nu mai sunt distanțele de natură fizică, ci de natură umană. Și aici vine întrebarea, cum credeți că într-o digitalizare care vine la nivelul 7.0 am putea implica și această dimensiune spirituală pe care vorbesc, pentru că, până la urmă, limitele pe care le putem depăși sunt limitele distanței, limitele timpului, limitele reacțiunii și mai departe, dar spiritualitatea sau spiritul, nu știu în ce măsură ar putea fi inclus sau implicat. Și cum vedeți această implicare a spiritualității într-o educație 7.0? Domnul profesor, eu vă mulțumesc foarte mult, vreau să prezint această carte, da, care am zis Metasystem Learning Design of World Context Books, Emerging Research and Opportunities, unde sunt aceste 7 modele descrise de la 1 până la 7.0 și eu voi citi, ca să fiu foarte scurtă, doar ce înseamnă educația 7.0 în această lucrare, se referă la modele bazate pe dezvoltarea inteligenței spirituale, da? Și este focusată pe perfecțiune, securitate globală, sănătate și odihnă activă. Lucrul acesta sau aceste idei derivă din complexitatea metasistemică și anume focusul, nu știu dacă am zis bine, ținta, da, spre ecologizare. Pentru că atunci când vorbim de ecologizarea cunoașterii, da, noi ținem cont de faptul că noi totuși suntem oameni și că trăim pe acest pământ și că avem nevoie de să avem grijă de acest pământ, da? Să nu ne gândim la unele interese meschine, dar să depășim această limită. De aici ideea de dezvoltare a inteligenței spirituale și anume ținta spre securitate globală, sănătate și odihnă activă. Mulțumesc foarte mult! Sper că am răspuns. Da? Inteligența ego. Ea nu se referă, este bazată, ea derivă din ecosistemul cunoașterii. Ea are ca fundament acest ecosistem al cunoașterii, da? Deci pentru că, deci dacă să zicem așa, să ne gândim la partea materială și partea spirituală, deci vom găsi foarte multe argumente despre corelația dintre material și spiritual. Aici vorbim de un echilibru și gândindu-mă la acest echilibru, ne gândim la faptul că noi avem responsabilitatea de a fi cetățeni activi pe pământul în care ne aflăm. Pentru că nu avem altă casă, avem o casă. Ecologia înseamnă știința casei, cunoașterii, da? Și aici este ideea de inteligență spirituală cu fundament de ecologie, ecologia cunoașterii, da?
Da. Mulțumesc. Vă mulțumim. Atragem atenția că sunt doar în sesiunea de întrebări. Vor fi comentarii și interpretări ulterior. Vă mulțumim foarte mult. Alte întrebări? Eu voiam să pun o întrebare legată de cercetările de perspectivă ale doamnei Railean și, în mod particular, mă interesa care dintre lucrările publicate de dumneavoastră, inclusiv rezultatele obținute, au mai puține șanse de implementare, valorificare în contextul pedagogic și managerial din Republica Moldova, aici și acum. Și de ce credeți dumneavoastră că au mai puține șanse? Fiindcă noi am citit majoritatea mai mult despre lucrări. Recunosc că am citit una am citit-o așa în cap-coadă, dar vis-a-vis de implementare, care credeți că deocamdată în Republica Moldova ține de un viitor mai îndepărtat? Doamnă președinte, eu vă mulțumesc foarte mult de întrebări. Eu niciodată nu am pus diferența dintre Republica Moldova și Europa, cu atât mai mult pe latura științifică, da? Deci nu există, odată cu emergența tehnologiilor digitale, odată cu emergența tehnologiilor inteligente, da? Sau tot mai inteligente. Nu există limite între Republica Moldova și Europa, China, Japonia așa, și așa mai departe. Deci, eu vreau să recunosc că am fost la foarte multe conferințe, practic pe tot globul pământesc, anume prin intermediul tehnologiilor digitale. Nu cred că atunci când apare o idee, da? O idee care ar putea aduce beneficii Republicii Moldova, s-ar găsi anumite persoane care ar spune că această idee ține de viitorii 300 de ani. Aici acum sunt toate proiectele pe care le-am realizat, deci ele toate pot fi citite. La toate proiectele de carte au participat și profesori din Republica Moldova. Vreau să mulțumesc aici profesorilor de la Universitatea din Bălți, Universitatea de Stat, care, da, a fost destul de dificil, dar au acceptat ideea provocatoare de a concura împreună cu profesorii din Anglia, Statele Unite, în, practic în toate proiectele de carte avem profesori din Republica Moldova. Eu cred că dacă este vorbit, să ne gândim la partea materială, ar trebui să îmbunătățim puțin competențele noastre de a scrie propuneri de proiecte captivante, interesante, argumentate în primul rând. Și copiii dornici de a face carte există peste tot, inclusiv în Republica Moldova. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, am vrut un pic să localizăm mai explicit unele dintre rezultatele cercetării. Alte întrebări? Am epuizat sesiunea de întrebări și răspunsuri, vă mulțumim foarte mult. Vor mai fi comentarii, poate și unele întrebări la, pe parcursul prezentării recenziilor dumneavoastră, stimați colegi. Acum, conform procedurii, prezentăm avizele. Referenții oficiali prezintă avizele așa cum sunt în ordinea. Mai întâi am zis să fie prezentate avizele referenților din afara țării și primul pe listă este distinsul profesor Ioan Neacșu, profesor universitar emerit, doctor în științele educației de la Universitatea din București. Ne onorează prezența dumnealui și îi oferim cuvântul.
domnul profesor Neacșu am fost auzită. V-am auzit, dar dă-mă mână ridicată. N-am fost... Da, e domnul Joc. Niderland. Frank, nu știu ce. Please, excuse us, please. You have a question, Mr. Professor. Please, respectful meeting. So I actually utterly agree with that. It doesn't make much sense for me, I think, in full respect to members of the committee, which I think are very curious in making the right judgments. I also agree with that, that I can't leave the meeting with respect to the meeting and members of the commission, of course. Dacă îmi permiteți, o să traduc. Domnul profesor spune că este foarte încântat să participe la această susținere, însă dumnealui întâmpină dificultăți în a urmări procesul propriu-zis, probabil din considerente lingvistice, bariere lingvistice, și atunci cere permisiunea să plece. You can leave. It was a honor for us to have you for a short time with us. Thank you very much. It was an honor to be here. Thank you. Thank you. Eu nu știu ce nu văd toate mâinile ridicate. Vă rugăm, domnul profesor. De ce nu apar toate aici? Domnul profesor Neacșu, vă rugăm frumos. Da, vă mulțumesc. Cred că după o discuție interesantă și relevantă cu privire la, hai să zicem, elementul de trecut, prezent și mai ales pe viitorul unei abordări de asemenea factură, este, să spunem, încurajator pentru a sintetiza parcursul meu în legătură cu această temă. Nu cred că sunt cel mai îndreptățit, dar ideea de la care cred că este că literatura pedagogică din țara, hai să zicem, frățească vecină cu noi acum, a depășit rezistențele rapide ale unei posibile depărtări metafizice și devine, cum zicea doamna, printr-o emergență fericită, să pătrundem mai degrabă în ceea ce putea reprezenta un spațiu educațional comun între Republica Moldova și specialiștii din România. Interesul temei este evident, are relevanță, are actualitate, are penetrare la nivelul conștiințelor profesioniștilor în domeniul educației și sunt bucuros că instituțiile de stat sunt competitive la nivel intelectual și că nu există niciun impediment să continuăm colaborarea pe cei care pot fi benefice pentru formarea intelectuală a viitorilor specialiști și, firesc, dacă vom dori și un schimb etice la nivelul inteligențelor spirituale. Recunosc că în tratatul meu de oror pentru psihologie educației, eu am un capitol de inteligență spirituală pe care nu l-am găsit în nicio psihologie educației. Acolo am fost interesat să vedem dacă, pornind de la ceea ce au produs alte țări, există undeva o abordare nu manuală despre inteligență spirituală, ci de a recunoaște un concept de multiplul inteligenței, denumirea de inteligență spirituală, la care un membru al Universității Harvard venind în România i-a lăsat întrebarea de ce în inteligențele multiple nu are primită la inteligența spirituală. Și încă tocmai la asta există o distință doamnă care are primite semnificative la
Strategul înseamnă valori spirituale care fac teren bun pentru manifestarea inteligenței spirituale. Recunosc că eu am plecat de inteligența, hai să zic, autoritatea religioasă, pentru că mi-a trebuit ca o jumătate ca să înțeleg limbajul educației religioase, eu fiind, dacă nu repetem, în faza de novice, în treaba aceasta. Lucrarea Doamnei Irene, ca să simplificăm, încearcă mai multe modele de analiză pe experiențele pe care le-a avut. Am reținut că există un design, nu știu cum să zic, sistemic sau multa sistemic, nu am zis altul rezerve, dar sunt rezervele mele intelectuale. Am legat că e vorba de un design al formării competențelor care țin de gândire, de epistemologie, de ontologie, de gândire critică, pe care eu îi zic și reții rezolvitoare de probleme, în care mediile de învățare încearcă să capete identitate. Marea noastră problemă este dacă au suficient de identitate ca să capete statut de legitimare, în care dintre cele trei domenii ale educației, formale, non-formale și informale, au câștig de cauză. Greu de spus, dacă nu vedem că educația non-formală se apropie de educație formală. Educația formală e într-o perioadă ușor critică, după cum și cred că și școala mai are multe de învățat că educația non-formală. Gândirea Doamnei Elena Lăgrean pe domeniul digitalului este deopotrivă într-un avans cu ceva de alte țări, în ciuda faptului că în țările noastre mai degrabă de Est, constat în ultimul timp un avantgardism al digitalului spre zonele conflictuale. Mă gândesc acum la războaiele mai recente, în care nu se mai câștigă într-o bătălie directă, ci prin război digital, internațional. Sper că nu vom ajunge acolo să ne întrecem într-un astfel de război. La nivel digital, de acord, nu mă suport un penetrant prea atât, pentru că are coaja prea tare pentru miezul de lucră ce-mi place mie. Reușitele Doamnei Rinean sunt evidente, sunt multiple, este un excurs spiritual pe o limbaj pedagogic pe care îl văd să aibă, zic eu, de vedere, ce dorințe de simplificare. Domnilor colegi, am început cu limbajul pentru că eu am început mai devreme cu limbajul pedagogic. Eram preocupat pentru că pedagogia cine citea despre domeniul nostru înțelegea rapid imediat. Constat în ultimul timp se citește greu limbajul pedagogic, uneori din vina noastră, pentru că nu l-am lansat, l-am diseminat în rândul studenților. Studenții mei înțeleg bine, mult mai bine decât înțelegeam noi la vremea aceasta. Așa încât o felicit ceva în materiale pentru câștigurile intelectuale, personale și diseminate prin lucrări de referință, referențialul Doamnei a ajuns să fie cunoscut în țările occidentale, așa încât, simplificând și dovedind complexitatea raportului dintre unificare și multiplicare, a lansat, după opinia mea, și interesante elemente pentru erotehnică. E un limbaj al întrebărilor la care eu subscriu mai ușor decât al răspunsului.
Asta este limita mea, mă pun la multe întrebări pe care au răspunsuri, pentru că ai lăsat pe cei mai mulți să te dea răspunsuri, iar constat că oamenii de știință, colegii din Republica Moldova, au o reflexivitate metaforică mult mai bogată decât o unii de la noi. Așa încât, dar din voie să mă gândesc la tot ce înseamnă post-funcționalitatea imagului nostru, la câștigurile pe care le aduce una dintre colegele dumneavoastră, că e vorba și de un progres pe care percepția socială a literaturii pedagogice îl are în literatura pedagogică. Am văzut ce progres a făcut în literatura metodologică, mai ales pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial, până aici am putut de pătrunde, apoi o încercare de operaționalizare a câștigurilor dintre oare și sperăm că o mărim. Eu recunosc acum că am avut un excelent doctorat din Republica Moldova, era fizician, care într-un exces de seriozitate și curiozitate ajunsese să doarmă în timpere bisericilor numai să pătrundă literatura pedagogică. Felicit doamnă Renan, pentru că finalul avizului nostru arată care sunt meritele lucrurile istorice și meritele științifice ale întâlnirii doamnei Renan Renan cu o literatură deloc comodă, în ultimul timp, prin noutățile de tip stereo, ceea ce zice noi, știință, matematică, tehnologie, și că reușita cărților dumneavoastră, inclusiv timpul, să fie de bun augur pentru o colaborare viitoare. De acord cu titlul de doctor abilitat în științele educației și la o cooperare formică, fericită pentru tradițiile valorilor române. Fericită! Vă mulțumim din toată inima, mult stimate domnule profesor. A fost o onoare, este o onoare pentru noi să vă avem aici prezent la ședința Consiliului Științific Specializat. Conform de aici, oferim cuvântul în continuare domnului profesor Dumitru Patrașcu, doctor habilitat în științele educației, profesor universitar la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău. Bună ziua tuturor celor prezenți în această sesiune de expertizare, examinarea tezii doamnei Elena Raileanu cu tema Managementul teoriei și tehnologiei educației globale dintr-o perspectivă de medii de învățare. Eu am hotărât să prezint raportul dat sau recenzia respectivă sub o formă de respectare a standardelor care sunt în vigoare pentru astfel de examinări a tezelor și voi fi puțin mai, adică formal, și puțin mai concis ca să nu pierd din timp, că de acum avem 2 ore de lucru și mă scuzați pentru acele reduceri care vor fi efectuate din raportul respectiv. Deci lucrarea respectivă este o lucrare originală, este realizată în baza a 37 de lucrări publicate de autoare, inclusiv 17 deci, lucrări în Scopus. Conținutul conțin un număr, am spune așa, suficient de titluri, 95 la număr, 37 de figuri și 5 tabele. Actualitatea și importanța problemei abordate este probată de afirmația Consiliului Europei, în care se enunță că educația globală este mai mult decât un fenomen al globalizării. Este o nouă, deci, abordare
pedagogică care reprezintă tendințele globale spre schimbarea stereotipurilor și soluționarea problemelor sociale. Eu ar spune mai mult că este o lucrare de providență, că iată aici s-a spus tot, dar este o lucrare de providență, adică să privede cam ce ar trebui de examinat și care sunt acele derivate de cercetare în continuare. Lucrarea este fundamentată pe și se sprijină pe contradicția dintre clasicismul pedagogiei și managementul educațional în raport cu permisivitatea mediilor de învățare real-virtuale și impactul acestora asupra capacității decizionale și comportamentale ale ființelor umane. În repierile conceptuale ale lucrării e de remarcat ipoteza cercetării care se formulează după model, dacă atunci această, eu nu voi da citire, deci ipoteze, ipoteza indică spre o teorie nouă, esența care constă în aplicabilitatea teoriei tranziției metasistemelor, conceptualizată de Turing în știința educației și managementul educației. Astfel, pe măsură ce tranziția metasistemică aduce transformări fundamentale în proiectarea și managementul mediilor de învățare, se creează noi strategii pentru formarea și dezvoltarea competențelor, în timp ce strategiile clasice de predare în țară sunt înlocuite sau redefinite. Ipoteza reprezintă o afirmație inteligentă, coerentă, logică, are valoare teoretică și practică. Scopul lucrării de sinteză este realizat prin 5 obiective care ele au fost de acum enunțate. Rațiunea științifică a cercetării, inclusiv formularea temei, scopului, obiectivelor și a problemei de cercetare, corespunde nivelului 1 de performanță, cum este indicat în standarde. Astfel, formularea temei indică noutatea științifică de integrare a provocărilor societale și impactul acestora asupra capacităților decizionale și comportamentale. Tema lucrării de sinteză este problematică, originală și se înscrie în prioritățile teoriei și practicii științelor educației. Referitor la formularea scopului și a obiectivelor lucrării de sinteză, afirmăm că acestea sunt bine formulate, este clar și reflectată aspectul metasistemic al managementului teoriei și tehnologiei educației globale între diversitate de medii de învățare și indică ce rezultat se intenționează de a fi obținut. Deci acest rezultat este fundamentarea managementului teoriei și tehnologiei educației globale din perspectivă, etc. Problema de cercetare pornește de la incertitudini reale și anume de la contradicția dintre clasicismul pedagogiei și managementul educațional în raport cu permisivitatea mediilor de învățare real-virtuale și specificul provocării societale globale. Problema de cercetare este formulată operațional, clar, exact, în temei, în termeni riguroși și fezabili. Semnificația științifică a cercetării realizate se
constituie sau arată valoarea teoretică și respectiva și respectarea conduitei de științificitate a datelor, informațiilor și faptelor care au conturat teorie și tehnologie educației globale și managementul educațional. Astfel, lucrarea de sinteză conceptualizează metasistemologie educațională ca punct de reper prin confirmarea deschiderii și diversificării a mediului educațional școlar, inclusiv a resurselor pedagogice și a mijloacelor de învățământ. Partea metodologică a lucrării, fundamentată de teoria designului învățării metasistemice, oferă un șir nou de concepte și noțiuni, precum ecosistemul învățării și comunicării, metacunoașterea, metamemoria, metacompetențele, etc., care au fost deci, în discuție deci, și abordate. Referitor la noua cunoaștere obținută, deci cercetarea are un caracter de noutate și originalitate și ne pune în valoare ideile de ce dețin teoria designului învățării metafizice, focusată pe dinamica fenomenului educației și a pedagogiei ca știință a educației globale. Rezultatele obținute îmbogățesc substanțial domeniul de studiu al pedagogiei și oferă perspective inedite pentru investigația teoriei generale a educației și a managementului educației. Lucrarea este elaborată cu respectarea principiilor, deci obiectivității, adevărului, demonstrativității și altor principii. Epistemologia lucrării de sinteză corespunde nivelului 1 de calitate și încerc iertare ca să nu dau citire la, la momente. Metodele de culegere și prelucrare a datelor sunt bine alese. Autoarea demonstrează capacitatea de fundamentare științifică prin explicarea fenomenelor, evenimentelor și faptelor științifice, utilizează în calitate de instrument științific teoria designului învățării metasistemice, operează cu categorii și metode din psihologie, pedagogie, sociologie, informatică și management educațional. Conținutul lucrării este relevant temei cercetării, scopului și obiectivilor realizate, fiind actual, original, interesant, inteligibil și este adecvat direcțiilor de cercetare enunțate în această cercetare. Rezultatele științifice sunt credibile, pot fi comparate cu datele existente, respectiv pot fi recunoscute și acceptate de specialiști în domeniul teoriei generale a educației și managementului educațional. Aceste rezultate sunt implementate în practica educațională, atât în cadrul Republicii Moldova, cât și peste hotarele ei. În concluzie, sunt formulate succint deci, teze care deci, pun în valoare teoria esențială, generală a educației și a managementului educațional, fiind însoțite cu recomandări practice. Deci, luând act de conținutul lucrării doamnei Elena Răilean, ea poate fi apreciată pozitiv și, în concluzie, constatăm nivelul înalt de competențe al competitoarei și conținutul lucrării
de sinteză, managementul teoriei și tehnologiei educației globale, dintr-o perspectivă a de medii de învățare, înaintată pentru titlul de doctor habilitat în științe ale educației, la specialitățile 531.01 și la 531.02, corespunde cerințelor ANACEC, iar autoarea, Elena Raelean, merită titlul științific de doctor habilitat în pedagogie la specialitățile menționate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, domnule profesor! Cuvânt oferim domnului Valeriu Cabac, doctor în științe fizico-matematice, profesor la Universitatea de Stat de Cursul din Bălți. Stimate doamne președinte, stimați colegi, dintre toate domeniile activitatea umană, domeniul educației este unul din cele mai inerte. Inerția protejează domeniul educației de decizii practice și reformele fondate. Concomitent, inerția conduce la existența unui ecart între teoria pedagogică și managementul educațional clasic, într-o anumită măsură static, și teoriile, metodologii și tehnologiile moderne dinamice, elaborate pentru diverse medii de învățare. În condițiile globalizării, aceste carte au luat proporții inevitabile contradicții, care a generat problema cercetării realizate de doamna Raelean Ghelenu. Determinarea particularităților managementului teoriei și tehnologiei educației într-o diversitate de medii de învățare. Complexitatea problemei cercetării, a necesitatea de implicare a unor noi abordări, necunoscute până în prezent, dar și propunerea unor căi de soluționare neordinare, problema în cauza determinat și definirea temei cercetării, care se înscrie în preocupările internaționale referitoare la noi educații și mișcarea educației globale, și de asemenea se înscrie în prioritatea strategică 3, medii și schimbări climatice, prioritatea strategică 4, provocări societale, a programului național în domeniul de cercetări și inovări pentru anii 2020-2023 în Republica Moldova. Pandemia COVID-19 a demonstrat vulnerabilitatea omenirii în fața provocărilor globale. Această vulnerabilitate poate fi minimizată prin dezvoltare durabilă, care este condiționată de facilitarea educației globale. Consider că standardul de calitate a rațiunii științifice a cercetării este realizat la nivelul de performanță 1. Importanța lucrării este determinată de multitudinea de probleme cu care se confruntă științele educației și mediul educațional, anume necesitatea de dezvolta competența absolvenților pentru a forma calitate de cetățeni globali, care se vor confrunta cu probleme globale provocatoare, necesitatea de a dezvolta la absolvenți inteligența colectivă, competența de lucru de echipă și abilitățile de proiectare pentru o economie verde, necesitatea de diferențiere a conceptului teorie, care se definește ca mod de definire a principiilor de organizare, explicare și estimare a unor fenomene, elemente și acțiuni realizate într-o perioadă de timp, și a conceptului model pedagogic, de fapt, ipoteze experimentale. Și necesitatea de a explica prezența concomitentă a educatorilor, în cel puțin două medii, mediul educațional școlar și mediul de învățare. Prin elaborarea teoriei designului metasistemic al învățării, identificarea precizarea arii de cercetare în metasistematologie educației și descrierea argumentativă a metodologiei metasistemice, în lucrare este fundamentală de psihologie, fundamentul teoriei și tehnologiei educației globale. În cercetare au fost respectate condițiile de știință și a informațiilor, datelor și faptelor, prin elaborarea și verificarea ipotezelor, valorificarea cadrului epistemologic, experiențial și praxeologic, în conformitate cu problema cercetării, analiza, precizarea, delimitarea și redefinirea conceptelor, obiectivitatea și neutralitatea axiologică a cercetării. A cercetătoare. Consider că standardul de calitate semnificația științifică a cercetării este realizat la nivelul de performanță.
Caracterul noului de cercetări este determinat de introducerea circuitului investigațional unor concepte și idei noi, cum ar fi metasistematologie educației, teorie designului metasistemic al învățării, managementul strategiilor metacognitive, managementul strategiilor de evaluare, destabilirea interdependenței dintre metacogniții și strategiile de învățare cu succes în învățământul superior și evidențierea specificității managementului strategiilor de evaluare între diversitate de medii de învățare. Originală, în opinia referentului, este ideea proiectării și realizării proiectelor de carte științifică pentru studiu actualizat al teoriei designului învățării aplicată în educația modernă, al metacogniției și strategiilor de învățare cu succes în învățământul superior, al modelilor epistemice ale învățării și comunicării, al strategiilor de evaluare în învățământul superior. Unul din rezultatele principale ale investigației constă, cum s-a menționat, fundamentarea unei noi direcții de cercetare, numită metasistematologie educațională, orientată spre cercetarea dinamicii teoriei învățării, problemelor, prevederii, învățării și evaluării din perspectiva strategiilor de proiectare, monitorizare și evaluare a achizițiilor metacognitive, abordări metasistemice, a contradicțiilor, incertitudinilor, oportunităților și riscurilor aplicării tehnologiilor educației în diversitatea mediilor de învățare. Printre problemele supuse cercetării, evidențiem problema implicării tuturor educatorilor în procesul de instruire formală. Această problemă este una din problemele de bază didactică. Ea este o problemă aparte pentru învățământul superior, cel puțin în Republica Moldova, dar și învățământul preuniversitar. Unii cercetători explică comportamentul pasiv al studenților prin supraîncărcarea lor informațională. În cercetare s-a demonstrat că managementul strategiei metacognitive constituie condiția învățării cu succes de tot parcursul vieții. În didactica modernă, condiția învățării de tot parcursul vieții, long-life learning, este acompaniată de condiția învățării de toate situațiile, life-wide learning, care se traduce ulterior ca educație globală și se asociază parțial cu noțiunea diversitate de medii de învățare. Cercetarea realizată oferă noi perspective de investigare, atât prin formularea unor probleme, cât și prin precizarea limitelor cercetării. Astfel, autoarea formulează mai multe probleme, cum ar fi care sunt factorii ce determină sau inhibă motivația intrinsecă a educatorilor în diversitatea mediilor de învățare, cum trebuie proiectați limitele pentru evaluarea cunoștințelor și sau experiențelor metacognitive și altele. În același timp, rezultatele cercetării pot fi privite drept o fotografie momentană a tendințelor globale și a opiniilor respondenților. Realizarea unor studii longitudinale ar permite de a vedea dinamica acestor tendințe și opinii. Consider standardul de calitate confirmare caracterului de noutate este realizată la nivelul de performanță 1. Conținutul lucrării de sinteză este prezentat logic, fiind structurat conform etapelor procesului de instruire formale, determinarea conținutului, designul învățării, managementul metacogniției și strategiilor de învățare cu succes, managementul modelilor ecosistemice ale învățării, managementul strategiilor de evaluare. Modelele și tehnice de cercetare sunt adaptate la scop. Modelele teoretice elaborate de autoare reflectă obiecte pedagogice reale în multidimensionalitatea și diversitatea lor, principiul obiectivării. Analiza lucrării de sinteză, dar și a publicațiilor autoare, demonstrează că, de regulă, autoarea supune obiectele de cercetare unui studiu multiaspectual, analizându-le din mai multe perspective posibile, principiul realismului. Astfel, conceptul educației globale este analizat de perspectiva filozofică, pedagogică, sociologică, studiul de literaturilor metasistemice și realizat în poziții filozofiei, psihologiei, pedagogiei și științei managementului. Consider standardul de calitate, respectarea principiilor cercetării științifice, este realizat la nivelul grupului de performanță. Fundamentele epistemologice ale cercetării sunt constituite din doctrinele globalizării, antropocentrismului,
lucentrismului și existențialismului. Rebeliile epistemologice ale cercetării sunt teorizarea urmăzării metasistemice și principiile autorizării, personalizării, dinamismului și flexibilității, clarității, diversității de fiindă și principiilor ergonomice. Consider că standardul de calitate epistemologiei cercetării este realizat la nivelul de performanță umană. Modelele utilizate în cadrul cercetării sunt variate, fiind selectate în concordanță cu obiectivele cercetării, unele fiind utilizate frecvent în literatura de specialitate, cum ar fi metoda inductivă, deductivă, metoda chestionării, iar altele fiind utilizate în cercetările pedagogice mai rar, metoda de relaționare, metoda de altipuri, metoda meta-analizei, metoda analizei cluster, metoda de limitării metasistemice, metoda tabulării metadatelor, metoda reprezentării grafice cu Google Books, în gramul Biover. Metodele respective pot fi utilizate în strategii orizontale. Studiul educației globale a fost realizat prin efortul comun al cercetătorilor localizați fizic în diverse arii geografice sub coordonare științifică a autoarei lucrării de sinteză și strategii verticale, fenomenele și procesele educaționale sunt studiate la diferite nivele de abstracție, nivelul descriptiv, metodic, tehnologic, conceptual, metodologic. Autoarea creează instrumentele adecvate pentru cercetarea unui sau altul fenomen. De exemplu, percepția socială a capacității manualelor deschise a fost determinată prin administrarea unui gestionar, dinamica amplorii conceptelor cogniției, metacogniției și management educațional a fost cercetată cu instrumentul Google Grammar Theory. Conținutul integral al lucrării de sinteză, refer, adecvat schema, corespunde scopului și obiectivelor cercetării. Consider că standardul de calitate în metodologie cercetării științifice este realizat la nivel de performanță. Rezultatele științifice sunt demonstrate prin acceptarea lor de către cercetătorii din diferite țări care au participat la proiectele inițiate și coordonate de autoarea lucrării de sinteză, prin citarea publicațiilor autoarei, prin obținerea de către autoarea două medalii de aur și 8 medalii de argint la salonul de carte din cadrul evenimentului Euro-Event 2017. Implementarea rezultatelor științifice s-a condus în cadrul mai multor proiecte, dar și prin designul metasistemelor unor cursuri universitare. Astăzi în psihologie, educational pedagogie, project management, a modulilor pentru cursuri, formare continuă a profesorilor, pedagogie non-clasică, evaluare informatizată, strategie metacognitivă pentru învățarea cu succes. Într-o cercetare de proporții, cum este cea realizată de doamna Raian Elena, pot fi regăsite concluzii ce pot fi puse sub semnul întrebării. Astfel, la pagina 61 a lucrării se afirmă și cu bună dreptate că evaluarea se confruntă astfel o serie de provocări globale cauzate de schimbarea dinamică a paradigmei educaționale și de diversificarea mediilor de învățare. Autoarea consideră că scoaterea din prim plan a evaluării formative astăzi este determinată de trecerea rapidă la predare distanțată prin internet tehnologiilor digitale. În opinia referentului, schimbarea accentului de pe evaluare sumativă de cea formativă a fost determinată de trecere de la paradigma prederii la paradigma învățării. Ori evaluarea formativă este tocmai învățare pentru evaluare. Consider că standardul de calitate evaluare a rezultatelor științifice este realizat la nivelul performanțelor. Discursul științific este convingător, iar limbajul utilizat delimitează obiectul cercetării. Titlurile subcapitolilor respectă conținutul lor, abordarea unei tematici complexe la un nivel metodologic înalt a impus implementarea unor termeni noi, pedagogici, lucru care autoarea în mare parte reușit. Diversitatea mare a termenilor științific de unitate din text, volumul mare de informații care se conțin în textul lucrării, fac citirea ei într-o cândva dificilă. Consider că standardul de calitate discursului și de bază științific este realizat la nivelul performanță 2. Limbajul expunerii lucrării sinteză este corect, atât textul cât și materialele ilustrative sunt perfectate cu acuratețe, în același timp, procedura dificilă de transcriere din linia
conținutul unui număr mare de surse voluminoase, majoritatea fiind cărți de specialitate, în cadrul restrâns al lucrării de sinteză, a condus la apariția unui număr mic de greșeli tehnice, s-a ratat pagini greșeli pe termen de text. Consider standardul de calitate a aspectului tehnic și lingvistic este realizat la nivel de formație. În cercetarea autoarea s-a condus de principiile etice și științifice, a dat dovadă de integritate și acuratețe, referințele din textul lucrării de sinteză scoate în evidență contribuțiile altor cercetători, în lucrare nu se atestă plagiat și fraudă științifică. Consider că standardul de calitate a cercetării etice este realizat la nivel de formație. Autoarea lucrării de sinteză a respectat de asemenea standardele de calitate privind publicațiile obligatorii, privind conferirea titlului de doctor habilitat aprobate de ANACEC, având publicate și sunt arătate principalele lucrări. Având în vedere contribuțiile științifice importante regăsite în lucrările de sinteză, managementul teoriei și tehnologiei educației globale, într-o diversitate de medii de învățare, faptul că rezultatele investigațiilor au intrat deja în circuitul pedagogic mondial, fiind publicate în studiul renumit și prezentate la forum științifice internaționale prestigioase și prin aceasta au trecut prin proceduri obiective de evaluare, apreciez că lucrarea conține rezultate științifice originale de o valoare științifică teoretică importantă în domeniul știinților educației. Rezultatele cercetării fundamentează teorii, concepții, idei, abordări principiale noi în managementul teoriei și tehnologiei educației globale și deschid calea spre dezvoltare multiplelor probleme care continuă să apară în acest domeniu. Consider că doamna Irena Raian, autoarea acestei lucrări de sinteză, merită să îi se confere titlul științific de doctor habilitat la specialitățile 531.01 Teoria Generală Educației și 531.02 Managementul Educațional. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim frumos! Oferim cuvântul acum domnului profesor Vlad Slaru, doctor habilitat în științele educației, profesor universitar, Institutul de Filologie Română Bogdan Petruceicu, HDO. Mulțumesc! Vă rog. Domnul președinte, onorată comisie, stimați colegi, educația în lumea modernă, cu atât mai mult în spațiul educațional postcomunist, nu în ultimul, dar poate chiar în primul rând în acea parte a sa, care e separat de matricea națiunii sale, de aceea și unic în Europa de Est, educația din această zonă a unei Europe tot mai întregite economic și cultural spiritual, nu obosește să se tot conformeze unor politici pe potriva celor mai puternice tendințe subterane de reprăvădire a ființei umane. Aparent se dorește a pregăti o generație de oameni capabili să consolideze ideea europeană, exprimată de acea năzuință a iluminaților care, asemenea limbii indo-europene, să renască o Europă unitară. Ideea europeană este atât de veche și atât de puternică ca ideal uman, național și regional, încât s-a dezvoltat în conceptul de globalizare. Din educație, globalizarea este redefinită întâi și întâi drept o sumă, mai puțin drept sistem, de competențe declarate patetic ca indispensabile omului modern. De fapt, toată această năzuință nu redă în esență sau nimic mai mult decât ceea ce a avut în vedere Einstein când a statuat că tehnologiile vor reprezenta sfârșitul educației. Dar ideea sintetizată de lucrarea doamnei Irena Raian, în esență, tocmai aceasta și își propune să înmobileze cadrul epistemologic de și metodologic al învățării cu elemente de metacognice. A doua tendință a globalizării este exprimată de tot ce până mai ieri nu era globalizare. În sensul de asta cuvântului, de cultivarea unei ființe care se simtă să înțeleagă și să exprime lumea și pe sine în lume ca unitate națională universală. Acest aspect al problemei însă nu face și obiectul de cercetare al autoarei. În plan teoretic, cercetarea doamnei Raian prezintă un studiu actual și complex, bazat pe concepte, idei, teorii și paradigme, pe unele dintre care autoarea le-a testat parțial în spațiul educațional al Republicii Moldova, la obiectul de cercetare educația globală într-o diversitate de medii de învățare, autoarea atribuind acestui termen și sensul de metacogniție.
Primul termen este și el o metacognice implicită. Dacă de puterea iantă la principiul Hicket Munk al educației, deoarece a fi global, în accepte autoare, înseamnă a stăpâni instrumentele unei cunoașteri care depășesc spațiul contentar al educatorului. Accentul punându-se pe dezvoltarea potențialităților de slăbire, de stabilirea corpurilor cu generalitățile și alterităților epistemice. Din perspectiva praxeologică, ideile globaliste avansate și zelot promovate de pretendente se rezumă în sinteza unor concepte ale unui manual digital, dorit a fi operabil oriunde și oricând pe globul pământesc. Aici autoarea a demonstrat atât capacitatea de explorare-valorificare a instrumentelor electronice ale cunoașterii, cât și perseverență și asiduitate în promovarea lor la scară regională europeană și mondială, ambele capacități fiind validate de cărțile sale, comunicările la forul științific și articolele reviste cu impact la scară mondială. Actualitatea cercetării este dată preponderent sociologic, avându-se în vedere procesele de globalizare, în care este antrenată și țara noastră, dar și epistemic, noțiunile și conceptele cheie fiind supuse unor abordări filosofice, sistemice, axiologice, psihologice și pedagogice. Produce îndoială însă titlul prin care autoarea a hotărât să-și identifice cercetarea, managementul teoriei și tehnologiei. Deoarece teoria nu este funcția managementului, împotrivă, managementul, propunându-și să reglementeze anumite domenii de activitate umană, decurge din praxisul acestuia și se bazează, fie este determinat de anumite valori teoretice. Un alt fenomen în cercetarea pedagogică, la care aderă necritic și pretendenta, este deculturalizarea educației prin tendința de a substitui celelalte elemente ale culturii generale, culturii profesionale, cu doar două noțiuni, managementul și competența. Prima fiind chiar tratată separat de nomenclatorul de la noi al științelor educației. Astăzi, cel puțin în pedagogia românească, totul este în două și două în toate, în management și în competență. Au dispărut trăsăturile caracteriale ale educatorului, comportamentele, abilitățile, aptitudinile și talentele, reprezentările și viziunile, etc. Nici chiar componentele definitorii ale curriculumului, teleologia, conținuturile educaționale și metodologia nu mai sunt abordate în valoarea lor imanentă, ci doar din perspectiva managementului și a formării de competențe. Ne întrebăm, deci, dacă e posibilă identificarea unui model universal de management educațional, un obiectiv definitor în cercetarea pretendentei, prin limitarea educației la doar două fenomene. E o întrebare retorică, de apariția căreia nu este responsabilă doar pretendenta, ci întreaga comunitate științifică din domeniul pedagogiei. Drept completare a sensului întrebării, considerăm că nici chiar o cercetare de doctorabilitate nu numai că n-ar fi în stare să identifice un model universal de management educațional, dar nici n-ar trebui să-și propună să o facă, adică să-l promoveze. Căci tendința spre modele universale în ideologie și educație, întotdeauna, arată istoria, a dezvoltat modele totalitare, care au provocat omenirii necazuri, erorme și fapte inestimabile. Problema cercetării este dedusă preponderent din fenomene și tendințe globale, unele contradictorii, care, deși prezentate într-o terminologie specifică marilor probleme ale lumii contemporane, se referă în fond la învățarea modernă, inclusiv cu ajutorul manualului digital, între clasicismul teoriei pedagogice și managementul educațional, în raport cu dinamica ideilor, metodologiilor, tehnologiilor, în diversitatea mediilor de învățare. Între tendința globală de a cataloga educația ca un drept universal și misiunea filosoficilor, între idealizarea noilor educații în Republica Moldova în raport cu realismul pedagogic, între intenția de a soluționa problematica educației globale prin redefinirea termenilor educație globală, cetățean global, etc., în raport cu necesitățile reale ale omului sau societății, pagina 9. Privitor la idealizarea noilor educații în Republica Moldova, autoarea are în vedere atât sensul structurare de idei, cât și cel de îndepărtare de idei.
Al doilea sens să rămâne a fi demonstrat de filosofii educației. Problema științifică sintetizează propozițiile de mai sus printr-o întrebare. Care sunt particularitățile managementului teoriei și tehnologiei educației globale într-o diversitate de medii de învățare? Formula dată identifică nefondat ideea de management cu conceptul de epistemologie, când doar epistemologia este determinativă în raport cu teoria. Acceptat și acceptabil, narativul pretendentei nu ia în calcul și perspectiva națională, în absența căreia conceptul cetățean global nu poate avea vreo rațiune. Căci ne solidarizăm civic la scară națională, de exemplu românească, regională, de exemplu europeană și globală, al treilea nivel de solidaritate pe care reclamă și cercetarea pretendentei nu poate crește altfel decât din primul și al doilea nivel, adică din interesul național și cel regional. Copios și în cunoștință de cauză argumentată cu trimiteri la autori din Occident de limba engleză, 34 din totalul de 95, 44 dintre care sunt lucrări de autoare, istoria problemei, ca și referințele bibliografice, probează îndoielile de mai sus, atât prin numărul redus de trimiteri la țări, la surse românești de referință, cât și prin valoarea acestora pentru cercetarea examinată. Ștefan Lupașcu se potrivește aici cu logica dinamică a contradictoriului. Sursa despre Constantin Noiva, cu devenirea într-o ființă, modelul cultural european și cuvânt împreună despre vorbirea românească. Alexandru Husar cu ideea europeană, iar subsemnatul cu educație și identitate. Pe de altă parte, unii autori, autohtoni, prezență diferite referințele bibliografice, cu abordări modeste sau chiar eronate, ale unor categorii fundamentale, precum paradigma pedagogică, globalizarea educației, noile educații, integrarea cunoștințelor și alte, și în loc lui Emil Branza, întemeitorul educației estetice și cele experimentale în România, Lucian Blaga cu spațiul neoritic, George Băidanu cu noile educații, precum și lucrările de conceptualizare a învățământului de Republica Moldova în perioada de luptă pentru eliberarea națională și de după declararea independenței Republicii Moldova. E vorba de concepte de dezvoltării învățământului, curiculum de bază, concepțiile disciplinilor școlare, care reprezintă direct sau implicit și metacognicia ca filozofia educației naționale în această zonă a românității. Apreciând înalt valoarea cercetării doamnei Raidan, constatăm în același timp că fenomenele globalizării nu pot fi examinate altfel decât în unitate cu fenomenele etnicității, însă globalizarea nefiind altceva decât abstractizarea și generalizarea pragmatică a etnicității în varia domenii ale activității umane. Ideea aparține ilustrului filozof al culturii, lingvistul și pedagogului Wilhelm von Humboldt, redată de formula individ, națiune, umanitate, preluată și de autorii concepției dezvoltării învățământului în Republica Moldova. Anul 1989, care propune un concept științific de reglementare a învățământului Republica Moldova în condițiile diversității etnice a spațiilor de învățare. Ori, chiar dacă obiectul cercetării doamnei Raelean nu angajează și etnicitatea spațiului educațional, limitându-se la aspectul societal al învățării, în gradul de cercetare a problemei aspectului etnicității spațiului educațional de Republica Moldova ar trebui abordat măcar și ca unul colateral aspectului societal al educației. Deși raportul între cele două perspective este invers, primează etnicitatea din care se dezvoltă societatea. Mai întâi am fost țintă și trib, neam, popor și națiune, ca să ne propunem abia acum edificarea unei societăți democratice în care dreptatea s-ar împărțea asemenea principiilor tribale, conform cărora oamenii se uită unii la alții, în capitalism, ieșind în competiția celor unii cu alții. Scopul și obiectiv de cercetări sunt corelate, bineînțeles, cu excepția sintagmei managementul teoriei și tehnologiei educației globale, la care autoarea ar trebui să reduce. Valoarea epistemologică a cercetării este acceptabilă în sensul plinătății abordării cognitiviste, nu sunt cel al abordării etniciste și artistic estetice. Deci nu poți pretinde că ai realizat o abordare de plin a teoriei sistemelor dacă aceasta nu angajează, de exemplu, și
identității și etnicității educației. Ambele indisolubile, atât conceptului de globalizare, globalitate, globalizare, cât și celui de spații, de învățare, spații educaționale. De asemenea, deși abordarea și-a delimitat clar limitele învățării la principiile cunoașterii științifice, deci de explorarea realului prin noțiuni și categorii, o mențiune existenței practicării învățării întemeiate pe imaginare, cunoașterea artistică, estetică și credința religioasă, mai ales că imaginarul și raționarul interacționează permanent în ambele tipuri de cunoaștere, artistică, estetică și științifică, se impune ca una epistemologic necesară, argumentată și de operare de către autoare a termenului metacogniție. Altfel spus, abordarea metacogniției în afara imaginarului nu poate fi recunoscută ca de plină. Reiterăm același lucru și pentru metodologia de cercetare. Acceptabilă și adevărat adecvată abordării sociologice a educației, dar insuficientă în aspectul etnicității, poate mai mult, cu cât autoarea avansează în fiecare compartiment al bazei conceptuale a cercetării, conceptele antropocentrismului, personalizării, dinamismului și flexibilității formării personalității pe tot parcursul vieții. La compartimentul noutate și originalitatea științifică a cercetării, adrăcem toate cele patru enunțuri, menționându-le că mai importante, pe primul, și anume, fundamentarea epistemologică a studiului metasistemic pentru educația globală într-o diversitate de medii și învățare, deși nu este o teză în totalitate originală. Și pe al treilea enunț, identificarea și descrierea problemelor care derivă din impactul ecranelor digitale asupra teoriei și tehnologiei învățării. Curajoasă, chiar provocatoare în sensul bun al cuvântului, este formula noii direcții de cercetare, și anume metasistemologia educațională. Și noi îl sprijinim avântul pe care și-l au luat pretendenta, dar nu înainte de a o preveni cu o astfel de formulă, este 100% propriu filosofiei educației, fapt care o obligă să prezinte cercetarea anume ca problema de filosofia educației. Ori, pretendenta n-a abordat problema diversității spațiilor de învățare, de ce nu educaționale, deci globalizarea se referă la educație în general, din perspectiva filozofică, decât accidental, fără a aduce în cadrul problemei poziționarea celor mai importante sisteme, concepte, filozofice din lume, europene și românești, cele românești lipsind din cercetare chiar sigur sisteme de la Grecia. Poate mai mult, cu cât rezultatele științifice ale cercetării nu identifică o metasistemologie educațională suficientă de sine, ele referindu-se mai degrabă la primul, al doilea și al patrulea rezultat, la reglare teoretică a metodologiei învățării. Al treilea și al cincelea rezultat, la aplicarea în calitate de criterii epistemic a formării cunoștințelor și identificării strategiilor învățării de succes sau unor sintagme discutabile, precum managementul cunoștințelor și managementul strategiilor. De la 1657 încoace, când Diana Moscovici definea societatea ca drept știința de a învăța pe alții, și până acum aceasta nu s-a retras în pedagogie. Deși au fost formulate deja o mulțime de concepte, principii, teorii și paradigme. Deci ar trebui să se retragă acum sub presiunea mulțimii de derivate din termenul managementul învățământului, precum managementul educației, învățării, clasei, legii, etc. Sau al obiectivelor, strategiilor, conținuturilor, finalităților, competențelor și chiar al globalizării și chiar dacă acesta este îmbogățit cu termenii metacogniție și globalizare. Deci orice s-ar spune, managementul nu este termen filozofic. Deci nu poate avea nici capacitatea de a determina esențială epistemologia și teoriei educației, inclusiv a celei globale. Valoarea teoretică a cercetării poate fi întrevăzărită în fiecare din cele trei enunțuri ale compartimentului, dacă autoarea ar elimina din prepoziția sintagma managementul teoriei. Valoarea aplicativă a cercetării este dată de elaborarea și testarea în varianta de universitare a unor proiecte de carte pe tema metacogniciei.
de proiectare, implementare și validare a cursurilor de formare continuă a profesorilor, pedagogia învățării aplicate, ecosistemul învățării și comunicării, strategiile de evaluare în mediul real, virtual, etc. De planificare, monitorizare și evaluare a modelului, manualul pentru studenți realizat în echipă și care include sarcini metacognitive. Niciuna din propozițiile de mai sus ne exprimând vreo valoare a globalizării prin educație, despre care noi credem că este reprezentat de ideea unității lumii și a humanitatului. Este dictat de anumite principii care funcționează la scară planetară și nici de cum nu se poate aplica strategiilor de evaluare a învățării, acestea fiind prin definiție legate de obiecte concrete ale evaluării. În cazul cercetării examinate, studenți din universități prin SUA, Ambedina și Republica Moldova, unde afirmă autoarea, acestea au fost testate. Implementarea rezultatelor cercetării s-a făcut prin editare de carte didactică pentru învățământul universitar, proiecte de cercetare și cursuri de formare profesională continuă în diferite universități, deci medii de învățare, inclusiv de Republica Moldova. Cele mai importante valori științifice produse de pretendente sunt prezentate în partea a doua a lucrării de sinteză, acestea fiind structurate ca fundamente epistemologice ale managementului teoriei și tehnologiei educației globale, managementul experiențelor metacognitive și rolul modelelor ecosistemice în managementul educațional. Managementul teoriei și tehnologiei educației globale este întemeiat pe conceptul filozofiei educației globale, care reprezintă, de fapt, filozofia educației persoanei care se poate adapta la schimbările antropocentrice și la provocările societale pe parcursul întregii vieți și care sunt proiectate, monitorizate și evaluate într-o diversitate de medii de învățare. Am încheiat citatul, pagina 13. De unde deducem că, în cercetarea doamnei Reilean, termenul filozofia educației globale nu indică un domeniu distinct al filozofiei sau pedagogiei moderne, ci un concept educațional de formare educabililor a unor abilități de adaptare oportună la provocările societale ale lumii moderne, care limite, care lumea este dată educabilului modern datorită IP-urilor într-o formulă a unității și de specii în măsură mai mare decât acum 2-3 decenii. Astfel, concepția cercetării, dezbrăcată de greoii termeni managementul teoriei și metacogniție, apropo, de ex înregistrează și explică o mulțime de termeni formați cu prefixoidul meta, nu și metacogniție. Devine mai simplă și respectiv mai credibilă. Conținutul publicației, în baza căruia este elaborată lucrarea de sinteză, este prezentat tematic pe compartimente. În primul capitol, fundamentele epistemologice ale managementului teoriei și tehnologiei educației globale, ultima categorie este definită ca rezultat al globalizării, în profeta faptului că noi ne-am obișnuit cu abordarea interconexă a educației și a fenomenelor care formal aparțin altor domenii. Știința deschisă este prezentată ca efect al deschiderii sistemului educațional. Afirmațiile discutabile doar ce atât știința cât și sistemul educației, deși interacționează sau tocmai pentru că interacționează, se manifestă ca entități. Ecranele digitale, afirmă autoarea, realizează un impact asupra teoriei managementului educației. O fi, nu discutăm, dar modul în care apare o teorie sau cunoașterea teoretică rămâne a fi unul ascuns. Cu atât mai mult, modul în care un factor de praxis educațional poate avea impact asupra unei teorii deja constituite. În final, apare și rațiunea abordării metasistemice în designul și managementul învățării. Cum observa în acest capitol, de altfel ca și în celelalte, o deplasare semnificativă a accentului de pe mediile complexe de învățare în o și categorii de educație globală. Capitolul 2, teoria designului metasistemic al învățării, prezintă cadrul pe referința managementului teoriei și tehnologiei educației globale, de unde coboară către designul metasistemic al învățării, cu manuale deschise spre metode de investigare și de studiu prin managementul teoriei educației globale. Deși termenul design este tot mai frecvent utilizat în textele pedagogice, ambele sunt sensuri
Ambele sale sensuri înregistrate pe DEX. 1. Domeniul multidisciplinar interesat de ansamblu factorilor social-economici, funcționali, tehnici, economice, estetice, etc., care contribuie la aspectul și calitatea produsului de mare serie. Și 2. Aspect exterior, felul în care se prezintă un lucru din punct de vedere estetic. Nu sunt adecvate, deci niciunul din cele două sensuri indicate de sens de DEX pentru design nu sunt adecvate fenomenilor de educație. Următorul capitol, managementul metacogniției și a strategiilor de învățare cu succes, prezintă specificul metacogniției și a strategiilor de învățare cu succes, definește managementul strategiilor metacognitive, revine la managementul strategiilor metacognitive cu specificări pentru învățământul preuniversitar, pe care autoarea îl numește etapa preuniversitară, apoi avansează către managementul competenței, a învăța să înveți, la treabă învățământul universitar. Capitolul 4 este consacrat managementul metodelor ecosistemice ale învățării și comunicării în mediul educațional global, pe care autoarea îl aprezintează prin problema sustenabilității învățării în educația globală, specificul învățării în ecosistem de cunoaștere, puterea softului în leadership-ul educațional și problema plagiatului, licențierii și utilizării adecvate manualelor digitale. Aici sintagma sustenabilitatea învățării în educația globală nu doar sperie urechea, dar prezintă și un exemplu generalizat de aplomb terminologic. Deci se știe, învățarea, într-o măsură și mai mare decât educația, este un fenomen fichet nu realizat de către subiecte concrete. Deci afirmat despre învățarea și comunicarea într-un mediu educațional global prezintă o abstracție neadevenită de cercetări examinate. Capitolul al 5-lea este consacrat managementului strategiilor de evaluare, în care atenția managementului învățării din perspectiva strategiilor de evaluare, de managementul calității, strategiilor de evaluare digitală, finalizând cu un model ecosistemic al evaluării formative și sumative cu aplicații practice. E liberată de haina pretențiozității, groită din fragmente ale unor concepte pedagogice moderne de spațiu comunicativ de englez și cu suprafață de diferite culori existențe. Unitățile de conținut ale noii directive de cercetare în științele educației deseori rămân a fi îmbrăcate ca regele din poveste. Și asta nu pentru că autoarea nu a schițat un nou domeniu de cercetare pedagogică, ci pentru că se genează să primenească în hainele firești ale terminologiei pedagogice românești sau în limba română. Concluziile generale sintetizează baza conceptuală a cercetării și rezultatele științifice obținute, schițând ceea ce ea numește metasistemologia educațională. Sunt sugerate implicit recomandări pentru implementarea acestora. Sunt punctate câteva deschide pentru noi cercetări în domeniul educației de cercetare. Doar că autoarea n-ar fi trebuit să scrie despre scopul lucrării de sinteză, ci despre acela cercetării. Căci titlul științific la care pretinde i se va conferi, sperăm, nu pentru lucrarea de sinteză, ci pentru cercetarea prezentată în cărțile, articole și comunicările la forum științifice. Limba și stil. Conceptele expuse supra ale cercetării sunt descrise, prezentate în continuare cu acribie care afirmă și dezvoltă concepția cercetării. Dar și în mod eronat, precum utilizând derivate tehnologice improprii, precum metamemorarea, metacomprehensiunea, metaanaliza, monitorizarea metacognitivă sau diversificarea metodei de evaluare a strategiei de evaluare. Strategia include metoda, nu invers. Definind pedagogia drept știința educației globale, conceptul de educație globală nu este independent față de educația națională, ci decurge din aceasta și fenomenele tehnologice, gizarea și umanizarea cadierea. Definind competența drept, este unitate holistică dintre cunoștințe, aptitudini și atitudini, pagina 65, în care unitatea este a cunoștințelor și așa mai departe, nu dintre. 2. Atitudine nu pot fi parte a competenței, deoarece, conform lui Paul Popescu Medeanu, nu sunt date genetic, ne sunt date genetic și dezvoltate prin educație,
de pe competențele prezente formațiunilor de Prânzului și Educație. Nu am formulat nicio obiecție prin scala de acelare, doamne, ci doar niște nedumerite aferente evaluării unei lucrări cu această filozofie. Rămâne însă de asta poziția de condamnare a practicii generalizate în toate domeniile de expresie ale românilor postmoderni, în care se regăsește și lucrare recenzate, de dezaurizarea fondului lexical al limbii române prin utilizarea neadvenită a cuvintelor și expresiilor de stat străine. În concluzie, cercetarea doamnei Raila în managementul teoriei și tehnologiei educației globale în Universitatea de Medicină în Cetare, înaintate pentru oferirea titlului de doctor de abilitate în pedagogie în baza lucrărilor publicate, 75 pagini, specialitatea 531 Teoria Generală a Educației, specialitatea 531.02 Management Educațional, este originală și valoroasă în aspectele teoretic și aplicativ, fundamentând o nouă direcție de cercetare pedagogică în contextul organizării educației, metasistemologia educațională, iar autoarea merită conferirea titlului științific doctor habilitat în științele educației la specialitățile sus numite. Mult succes și atenție la terminologia românească. Apropo, despre ecosistemele dumneavoastră, Heraclit este recunoscut întotdeauna prin fraza intrați și aici locuiesc zei. Iar Heidegger este autorul. Deci și primul și al doilea sunt autori ai spiritualizării, îndumnezeirii spațiului. Iată unde este educația spirituală. Da, dar noi vorbeam cu inteligența spirituală. Da. Cercetarea dumneavoastră se referă, e convingerea mea fermă, în cea mai mare parte la educația intelectuală și lasă să lucreze acolo. În ceea ce privește spiritualizarea, aici se ocupă alte discipline școlare, în primul rând, artele, literatura, educația religioasă, etc., etc. Domn profesor, eu vă mulțumim, domnule, vă mulțumim. Da, da, vă rog. Eu vă mulțumesc foarte mult și vreau să spun că lucrarea de sinteză este o lucrare conform definiției regulamentului instituțional și regulamentului cadru. Este o lucrare originală, realizată în baza propriilor lucrări și în baza obiectivelor proiectelor de postdoctorat, care a fost expertizat de experții naționali. Deci, în această lucrare nu am făcut nimic mai mult decât am respectat prevederile reglementare. Lucrarea se evaluează după anexa numărul 3. Managementul cunoașterii este un termen bine cunoscut și îl avem aici pe domnul Alberto Canas, care este doctor în managementul cunoașterii, deci este un titlu atribuit în Statele Unite din 1950. Educația globală, capitolul numărul 1, este nu un sinonim al globalizării, iar capitolul numărul 1 ne spune că educația globală nu este un rezultat al globalizării, dar un fenomen global care se realizează în diversitatea mediilor de învățare. Mediul de învățare este un loc sau o comunitate în care au loc procese de învățare și managementul acestora și este bazat pe acțiuni. Știința deschisă nu este un rezultat al globalizării, dar al mai multor factori, cum ar fi deschiderea, cognitivizarea, etc. Manualul deschis este obiectul de studiu nu pentru designul metasistemic și conceptele meta-memorare, meta-comprehensiune nu sunt concepte inventate de mine, dar bine cunoscute în literatura științifică, începând cu anul 1960. Mulțumesc foarte mult! Noi discutăm. Vă mulțumim! Asta înseamnă că lucrarea, cercetarea e valoroasă. Stimați colegi, mai era o sugestie a domnului profesor Cabac. Se răspunde la
să răspundeți și după aceea vom oferi cuvântul membrilor comisiei. Dacă spun ce? Domnul Cabac, ați avut și dumneavoastră o, da, o obiecție? Nu știu, obiecție de ce astăzi în evaluare de primul an se spune evaluare formativă. A, și dumneavoastră ați oferit punctul dumneavoastră de vedere, care a spus că este... Deci noi am mers ca rezultatul la COVID, dumneavoastră a spus că a rezultat a schimbării paradigmei. Deci asta a fost. Eu accept cu... Da. Accept. Vă mulțumim. Paradigma. Vă mulțumim. Acum oferim cuvântul doamnei Marina Morar pentru a aduce la cunoștință aprecierile ședinței extinse a catedrei, în cadrul cărei a fost evaluată lucrarea de sinteză a hotărârii seminarului științific ad hoc, avizele membrilor Comisiei de Susținere Publică și avizele extinse, conform regulamentului așa, dar am vrut să cer permisiunea celor prezenți să ofer cuvântul domnului Albert Tocanas, care nu înțelege și nu este activă funcția de traducere la domnul Canas. Da, și este foarte greu să atâta timp să asiste, de aceea cer permisiunea dumneavoastră de a oferi cuvântul. Vă rog să-i spuneți dumneavoastră că Mr. Canas, just a moment, excuse us please because we don't have active translation for you. Are you here? Yes. Mr. Please, now... The floor is yours. Yes, the floor is yours. Oferim cuvântul lui Alberto Canas, doctor în management, profesor universitar la Institutul de Cogniție Umană și a mașinilor. Și a mașinilor, ar fi așa, în... Inginerie, și inginerie, da. Și după aceea vom recurge la please. Ok, well, I guess I should say good morning. When the meeting started, it was 3 in the morning here in Costa Rica. And now it's 6 in the morning and... La ora 3 noaptea să te treziți. I appreciate appreciate the Do you understand that I leave the meeting after my comments because I've been sitting here for 3 hours without understanding anything that she has said? It sounded out of interesting, but unfortunately, what I thought it was all of the administration was not great. But I don't expect for the meeting in Cordelia. I'm waiting for my chance to do my comments, which I'll keep brief because the sun already came out. So, I have read the carefully reviewed the synthesis work of the Padova Academy in practice on education based on the published scientific work by Dr. Elena Ray. And I was very impressed with the breadth and depth of the work. Normally, it's a kind of breadth and depth that you find in a literature review when you review somebody else's work, not so much when you review your own work. So I was really impressed with this breadth and depth of her. And it's a reflection of the comprehension she has through all the topics that she has covered. I must say that in some topics that are not close to my area of research, I felt I had to go and look at some of her references, her own references, to go deeper to understand what she really was getting into. The summary really didn't cover it. And in some other areas where I'm a lot more familiar, of course I could comprehend her and understand and appreciate her work a lot faster. So reviewing the proposal was not only interesting, but it's also educational for me. I think she has shown a clear understanding of both the theoretical foundation and the practical implementation. Issues involved in education and the practical implementation on the background moment. At a global level, I work with educational systems in almost all continents, both at the elementary, high school, and the
So I understand in comprehend how difficult it is to conciliate the differences, whether cultural, historical, or others, but part of this educational system is now we have to really comprehend the country and the feeling and the people to be able to understand the educational system. And so trying to have a global perspective and a global solution is not simple. I also remember work involving post-COVID education issues. We experience problems all over the world, and we see them daily here in Costa Rica, my home country. And her combination of the radical foundations together with her first-hand experience in day-to-day issues, we've all been taking advantage of her understanding of many of the topics she covered, such as educational management, assessment, technology, etc., to improve education and reduce the education gap caused by COVID. As well as her research agenda, which integrates a lot of aspects into suggestions she has promising future in our academic and professional career of innovation in education. And here's where I have not so much a question, but a comment to the my feeling during COVID was that educational systems were becoming aware of the difficulties and limitations they had. But I don't see that post-COVID the educational systems are becoming the transformations that I thought that child awareness would reach. So we found that there were problems with technology, we found there were problems with methodology, and we've seen them in many countries. But there seems to be a missed opportunity in terms of, okay, let's take advantage of this, let's make big changes. This is the opportunity to make these changes. And my experience in terms of educational systems is it's always very simple to do things at a small scale. And you emphasize a lot the management of education. And so my question about my comment or my advice to you is, because something that I didn't see much in the work is how do you deal with large scale changes in the education system? It's very simple to do it small. It's very simple to say, I'm going to work with 10 teachers in a school. That's when they gave you 70,000 teachers in the country. And you want to make a change that everything that you have follows then falls through because the scalability of those changes is just very difficult. And I think that would be. That would be a topic that you might want to pursue in the future in terms of, okay, we have all these proposals in terms of how to do that, the solutions, well, yes, but how do we do it largely? And that's the part that in the decades I spent in educational systems, is that that's where it becomes very, very difficult in the changes are hard to implement. So that's my main insight in terms of. What I get from your work is, well, I don't see this large-scale implementation. And given that you're talking large-scale because you're talking about global education, that large-scale implementation, I think needs to be addressed. But anyway, I do wish to congratulate Dr. Elena Reagan on the work she has done. And I highly recommend her work to the title of Dr. Elena in Science of Education. Thank you. Thank you very much. Thank you a lot. Okay. Eu o să traduc acum ce a spus profesorul Canas. În primul rând, ne-a salutat cu bună dimineața, pentru că în Costa Rica este ora 6 dimineața și de 3 ore domnia sa asistă aici la această susținere fără să înțeleagă un cuvânt, deoarece, din păcate, instrumentul de traducere nu funcționează. Vorbind propriu zis de lucrarea analizată astăzi sau de lucrarea de sinteză care este bazată pe ansamblul lucrărilor științifice publicate de doamna Raina, dumnealui profesor Hanna se arată impresionat de aceste lucrări și consideră că una din concluziile care rezultă din lucrări e că doamna lui
Dumneavoastră personal are experiență în evaluarea sistemelor educaționale pe aproape toate continentele. Deci are o experiență bogată pe aproape toate continentele și are o înțelegere destul de aprofundată despre dimensiunea culturală, socială și așa mai departe a sistemelor educaționale la nivel local, ceea ce presupune că are și o înțelegere despre educația globală, care precizează profesorul Canas, nu este una deloc simplă. Pe de altă parte, menționează că lucrările doamnei Răilean au un caracter inovant pentru educație, totuși ar avea careva comentarii și anume se referă la unul din aspectele, un aspect care prezintă dificultăți de implementare. Este vorba de modalitatea de integrare a schimbărilor la nivel global în sau schimbărilor la scară largă în sistemele educaționale locale, dacă am înțeles eu bine. Deci, de unde și întrebarea, cum integrăm în sistemul educațional aceste schimbări produse la scară largă? Deoarece mi se pare profesorului Canas că, de fapt, tocmai aceasta este dificil. Este una din dificultăți implementarea acestor schimbări produse la scară largă. În ciuda acestor comentarii, profesorul Canas o felicită pe doamna Răilean pentru rezultatul la care a ajuns și recomandă călduros titlul de doctor Eu pot să răspund într-o secundă, dacă... De Alberto, thank you very much for your question. The answer is very simple. To reconceptualize the methodology for in-service teacher training. This is the answer, and I think if we will do this locally, we can achieve global result to be more tolerant, more inclusive, and more knowledgeable. Thank you. Thank you very much. Vă mulțumim frumos. Vă rog, doamnă. În română, da, deci întrebarea era ce fel de competențe, ce trebuie să facem astfel ca să schimbăm atitudinea pentru o educație globală și răspunsul meu este reconceptualizarea programelor de formare continuă, în special a profesorilor care sunt acum în exercițiu, deci în service teacher training este așa un termen și în felul acesta, la nivel global, vom putea schimba mentalități pentru a ajunge la o corelarea a educației globale la nivel global sau la multidimensional ar putea fi. Cam așa. Mulțumesc. Da? Da. Oferim cuvântul doamnei Morar. Stimată audiență, vreau să dau citiri extrasul din procesul verbal al ședinței seminarului științii ad hoc, da, care a avut loc în format hibrid, în cadrul căruia s-a evaluat lucrarea de sinteză pentru titlul de doctor habilitat în științe educației de data de 15 noiembrie 2022. La această ședință au fost prezenți membrii seminarului științific ad hoc, doamna Viorica Goraș-Postică, doctor habilitat, profesor universitar președinte, domnul
Ioan Neacu, doctor profesor emerit, domnul Dumitru Patrașcu, profesor doctor habilitat, domnul Vlad Buslaru, doctor habilitat profesor, domnul Cătălin Bordeianu, doctor habilitat profesor, domnul Laurențiu Șoitu, profesor universitar, doctor, domnul Sandu Antonio, profesor universitar, doamna Mariela Avalache Ilie, profesor universitar doctor, domnul Valeriu Capac, profesor universitar doctor, și subsemnată în calitate de secretar științific. Ca invitați speciali la această ședință au participat rectorul Universității USME Constantin Slere, doctor habilitat profesor Gheorghe Amurnic, domnul profesor doctor habilitat Valeriu Bujor, prorector al Universității Sucumite, și directorul Școlii Doctorale de Științe Sociale și Economice de la Universitatea de Studii Publice și Economice Constantin Slere, doamna Cristina Căpăceanu. Stimată audiență, în cadrul acestei activități s-a discutat în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat, s-a discutat, s-a evaluat lucrarea de sinteză și toate actele însoțitoare. Dacă permiteți, cu acordul dumneavoastră, să dau citire doar decizia finală. Cu vot unanim, s-a luat următoarea decizie. A promova lucrarea de sinteză managementul teoriei și tehnologiei educației globale într-o diversitate de medii de învățare, realizată de doamna Elena Raian, doctor conferențial universitar, în cadrul proiectului de postdoctorat la etapa de susținere publică. Punctul 2. Apune în calitate de președinte, a propune în calitate de președinte referenți oficiali și membri ai Consiliului Științific de Susținere Publică, următoarele personalități care sunt prezente astăzi, nu le mai dau citirii, și doar vreau să atenționez asupra unui moment. În cadrul ședinței au fost date răspunsuri la toate întrebările, așa. Chestionarul a fost completat de toți cei 10 membri ai seminarului științific ad hoc și valoarea medie a rezultatelor obținute este de 38,6 puncte, mediană 39, limita răspunsurilor fiind situată între 29 și 42 puncte. Mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim și noi. Oferim acum cuvântul membrilor Comisiei de Susținere Publică și domnului Antonio Sandu, profesor universitar, doctor habilitat, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, România. Încă o dată Dumnezeu și încă o dată în extrem de curent a fi altele noastre la această susținerea prezentare pentru managementul de lui și tehnologie educației globale pentru statul de medie de învățare, a cărui autoare este doamna conferențială doctoră Mariana. În cadrul de profesor doctor Amitar, de la Facultății de Ștințe Administrative, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, am legat o atenție în care se întâmplă la doamna Mariana, cu chestiul mai sus menționat, și am constatat că trebuie să mă definești toate standardele necesare pentru acordarea titlului de doctor habilitat, dar în conformitate cu referința la CEC, cât și în conformitate cu standardele ambientale în România. Aici am o precizare, faptul că fi lucrarea de sinteză, așa cum dacă mă trebuie și în România CEC pentru opțiunea de ambientale să fie relevată în lucrări de sinteză, în care să fie expusă activitatea științifică lungă perioada mandatului și în acest caz este și lucrarea doamnei Mariana Regan. Așa
nostra proprio attività di gesto di arresto, proprio a suo valore di certezza, sono coerenti a gestire. Și de aceea, de aceea consider că este mai dificil masul de lucrări, pe datorită necesității acestei autorevestii și a transformării unui comentități vaste într-o steză coerentă, care să aibă un număr de scopuri, să aibă un număr de obiective și doar să poată fi prezentată ca o lucrare colegială, chiar dacă are de bază mai multe lucrări anterioare și ca atare, de fapt, nu evaluăm doar această lucrare, în care ne-a însăși prin merită ora de doctorată, dar evaluăm, de fapt, mai multe cercetări pe care, în lungul ultimelor 10 ani, atât în Moldova, cât și în Statele Unite, în Marea Britanie, în România, care în data. Și vorbim de practică de sinteză, care este însă una originală, care integrează cercetarea autoare într-o paradigmă omului. Scopul și obiectivele lucrării sunt așa, așa mai ceva primite la cele menționate de autoare, sunt reprezentate de conceptualizare și planetare managementul din teorie și tehnologie educație, în cealaltă în lucrarea la Reinanu. Și, practic, această reconceptualizare, pentru că la Reinanu a făcut practic această conceptualizare în mai multe etape, a fost atentă făcut o reconceptualizare, este, în sine, o viziune oarecum originală, care nu doar că integrează Diversitatea de medii de educație, mai ales în contextul
opinione preoccupati per le varie diverse cose sociologiche, per spiegare la virtualità, la sociale virtualità comunitaria e educazionale, e spazio di esempio di virtualità, la sociale interazione, ma è sempre di entrare in fase, ci mediate le tecnologie, da dare a costruire una comunità virtuale, che se la fin umano comune, che è che spaziasse per una distanza, ci sono la nostra, ci fatto che esiste la serie di epistemologică, în cunoașterea de sine a infracționare, cunoașterea de sine și a dezvoltării personale,
e concettualizarea managementului de cunoștință, lucruri pe care au părerea relevat în vasta sau în activitatea de științific și la redimensionat în realizarea acestei cercetări. Contarea respectat principiile cercetării, fiind practic realizată respectarea principiilor eticii, nu a fost un adevărat și de mine nici un anul de lucrare și nici măcar de autoplagiat, chiar dacă vă pute lucrare de sinteza a propriei activități, textele pe care le-am preluat, chiar preluat într-o lumea onestă, indicând sursele de un curs chiar de creaturi în alte, chiar dacă acele surse îi aparțin și vorbim în parte de respectarea codurilor deontologice în vigoarea alimentelor naționale și în vigoarea și profesor universitar emerit, doctor în științele educației, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, România. Domnule profesor, vă mulțumim pentru răbdare și pentru înțelegere. Iertați-ne că
Lucrarea care practic este importantă pentru că
Cărăuză, ne sugerează drumul spre răspunsuri și o face mare bine. Ori în drumurile acestea, eu am învățat că de voi porni, voi fi puțin mai atent, de a avea la să spun domnule, voi fi puțin mai atent. Atunci când ne extindem criteriile de analiză luate din alte lucrări sau de clasificare luate din alte lucrări și la lucrarea noastră, desăvârșit merge. Dar tocmai când să ne bucurăm, ceva se împotmolește și ne arată că poate fi învățat. Ați observat bușoara mea din satisfacție de a pune minimalizarea pe făcașul care merge la spiritualitate. Mă întrebesc de ce, pentru că digitalizarea este un instrument, sunt instrumente create de om care, din păcate, îl despart cât mai mult poate de creator. De creator, că atunci când vorbesc de spirit, bine, vitale, profesorul Mirașu mi-a și arătat să ne aducem aminte, că bine, vitale, pentru că trimite la creatorul plătrăina sa, care are și spiritul, are și Sfântul Duh. Deci, rămâne om noi în spirit, prin extensia datorată, cauzată, nu știu dacă trebuie să spuneți la sfârșit, că e datorată, cauzată de digitalizare, cred că mai departe, inevitabil, dacă vom trebui cu acesta al instrumentelor, al mijloacelor pe care se bucură școala, avem obligația să nu punem carul înaintea băilor, să nu punem instrumentele înaintea utilizatorului, profesorului, educatorului, învățătorului, facilitatorului și toate celelalte noțiuni care s-au mai atribuit. Pentru că, din nou, prin extensii, observăm că ne punem toată nădejdea în inteligența artificială. Dar nu cumva aceasta nici nu ar fi existat dacă va reuși cea naturală? Singura care este multidimensională este toată inteligența umană. Pe seama ei și-au învăluit și-au învăluit la un loc prin să vorbească de multitudinea fețelor pe care le ia inteligența și de nou astăzi am auzit vorbindu-se pe mână de carte și de inteligență spunitoare. Încât tocmai din perspectiva repetată a invocării ce urmează după metasistem și mai ales ce urmează după noi, pentru că vrând nevrând generația noastră de astăzi vom da să vorbească și ce am făcut cu moștenirea lăsată de dascării noștri, de profesorii noștri. Dacă nu vrem uita de ceea ce noi am făcut, nu e o zeologie, dar vrem să vorbească deci de continuitatea care, de care avem obligația să ținem seama, să o asigurăm și mai departe. Și atunci, revin cu ultima frază, spunând că lucrarea este foarte importantă, tocmai pentru că ne oprește în fața unor întrebări de acest gen. Categoric, dacă privim din perspectiva instrumentalizării, mijloacelor învățării,
ceea ce în lume, vom rămâne mai departe tot întrebători. Lucrarea prin excelență întrunește toate condițiile pentru a dobândi doamna Elena Reina, titlul de doctor abilitat, iar eu mulțumesc, cum a spus în fața unei asemenea multitudini de întrebări, militându-l în această comisie în care de la început și până la sfârșit mă voi simți onorat. Mulțumesc foarte mult, domn profesor. Vă mulțumim foarte mult, stimate domn profesor Laurențiu, sunteți alături de noi a treia oară și prețuim foarte mult opinia dumneavoastră. În continuare, invităm să-și expună opinia și aprecierea pe domnul profesor universitar dr. Cătălin Bordeianu. Vă rog frumos, ne auziți? Da, vă așteptăm. Întrebarea și școala probabil bună pe care o avem la Academie. M-a apropiat foarte mult de ceea ce a spus domnul Șoi. Și de aceea, în primul rând, opin că lucrarea în față este o lucrare de dulce. Această formulare cu învățământul la o răspunce a patinea pedagogiei românești pentru că ei nu se recunoște. Deci și acum ne-am dat la o lavă răspunce și dacă tot vorbea de acea educație principală, noi obișnuim la creștinii ortodoxi să punem la răspunce proiect. Proiect a înțeat înseamnă și jertfă, dar înseamnă și aspirații pregătite. Toate aceste aspirații spiritual pe care mi le împărtășește doamna Reina, îmi reprezesc pe definitivul de autoramitate. Mă permitem însă să fac câteva precizări, tocmai în apunta cât de aproape trebuie să rămână această civilizație a informației de teoria cunoașterii și om și cum documentele europene speciale au sprijinit o ancorare profundă în acest scop, elaborându-se rând documente programatice care fac și profundă și proiectele pe care doamna Reina le propune, pentru că, de fapt, și de drept, fiecare capitol al lucrării de existență nu e altceva decât un cumul altor proiecte materializate în publicații pe tot mapamentul, împărtășind deci în această perspectivă nu atât tendința de încălzare, cât tendința de necesitate a schimbărilor profunde care trebuie în domeniul publicat. Aceea o să pentru cele ca aceste două pagini, ca să fiu și mai și pentru că fără informații într-o cetate a cunoașterii include fără dorearea necesitatea în altul de metode și de cercetare privind tehnologiile educației informale, în procesul de învățare continuă, caracteristică inițiativă la lansare de 1984 la Napoli, a vorbat de oficine conferită pentru societatea informațională de societate la Bruxelles și culminând în 26 cu acea categorie de care se precizează că viața și munca în societate internațională pune omul pe schimbă. Deci a nu uita acest lucru, a pune omul reprimă, înseamnă centru de greutate al demersurilor pe care doamna Reina ni le oferă în demersul pe care le face privind educația informațională, orientată înspre om, cetățean, astfel încât citesc din declarația de la Harvard din Sturmea 97, care informațională se adresează oamenilor și în niciun
rural nu are caracter strict tehnologic. În măsura în care aceste tehnologii prima educație și a omului, acesta este venit. Plângi cum se vor transforma în contrariu, ca un joc al ucenicului vrăjitor, ține de modul în care noi, dar noi cei care am tășit către această această profesie, nu uităm care sunt ca și jurământului, frate, jurământul nostru pentru viitor. Și nu am, pentru că tot suntem moroveni, am să vă aduc aminte aici, ceea ce spunea domnul Dragă. Ai grijă și fii sfinitor. Dacă nu ai sfinitor, copilul care ești va rămâne prost. Deci, în două vorbe care țin de întrebătuna acestui popor, această sfinitoare a acțiune în domeniul Dumnezeului este materializată la cotele promitor a acestui în tot acest demers, cu toate infracțiunile, infrastructurile specifice, în care tehnologia informațională a globalizării pune astfel inițiative, plan și acțiuni. Dacă veniți mai azi, pentru specialitate în acest domeniu informațional, veniți de la personalizat politic sau economic, sau cultural, diferite căi de comunicare digitale, plecând de la multe și terminând la celelalte noi canale de comunicare, dar am avut în față și spectrul negru și plecat al încălcării democrației și al cenzurii acestora, în folosul unor indivizi, al unor politici sau al unor structuri suprastatale care au luat pe departe interesul de a educa poporul. Ele sunt menite să facă o educație, așa cum precizea Abraham Lincoln, a educației de conservă, în care conserva culturală, conserva educațională, ne este oferită la nivel global și noi trebuie să o consumăm ca asta. De aici și răspunsurile în momentul economic și cultural sunt mult de multe ori puse cu un mare semn de întrebare al evoluției culturii și civilizației. Până la urmă, că programul cel mai consistent pe care îl propune cu adevărat o minute și Europus, nu face decât ca noul concept global de la Bike Research Network să consolideze o societate informațională pentru tot. Să aducă proiecte științifice bazate pe interfețe interoperabile palpabile, să fie incluse rețelele educaționale și de învățare, atât în universitate, dar și complementaritatea informației culturale și științifice pe proiecte arhive, instituții de cercetare. Acest lucru face ca nevoia de cultură civică, democratică, să ne asigure înțelegerea mai bună a ceea ce nu am venit cu primeștirea metodică și la educația. Educația globală și cum vrea la educația metodică, dar și strategii privind ecosistemul întrebării și comunicării dar mai ales alte valori. De aceea, această interesantă și provocatoare lucră, care nu numai că dorbește mergerea lui de stabile de personal de proiecte pe care nu știu ce să ne trage pe eu, doamna Elena Dragus, în acest domeniu, face ca
problemă în numai proces de normal, ci și unul de înțelegere a sistemelor de inteligență artificială a organizațiilor inteligente. Fuziare economice, sociale, culturale, care a fost această cunoaștere economică, devenind importantă ca și cunoașterea și a dar în care vreau să modele științifice care au fost libertate, practica educațională și cadrul proiectelor, este una foarte importantă. Așa cum produsele articole de științifice, premiile de la teorie unde și au fost în jurul anual la acest capitol practic din acest 2017, dar la care pentru vremea acest important concurs desfășurat la Iași și conceput promovat pe profesorul Sandu din cele mai mari inovări ale României contemporane, cât și premiul pe care se ține al Academiei Naturii, îl reprezesc și asigură toate care a acordat Institutului de Doctorat în care a reținut trei etaci. Urmează o rețetă de deschidere a Economicului noi în fundamentarea prezenciului de educații și urmărării de adevărului că întreaga contribuție a autoarei este o rețetă principală în punele și în același timp în suntem și noi onorați, mulțumim tuturor membrilor Consiliului Științific care s-au pronunțat asupra valorii incontestabile a lucrării de sinteză realizate de doamna Railea. Acum oferim cuvântul doamnei secretar științific pentru a prezenta avizele externe, rezumativ doar concluziile acestora. Aceste stimate audiență sunt 6 avize externe de la savanți din diferite țări și majoritatea din aceste avize sunt perfectate în limba străină, limba engleză și cu permisiunea dumneavoastră o rog pe doamna Roșca să ne facă o traducere, să ne prezinte succint aceste avize. Stimată audiență, sunt 6 avize externe, așa cum a menționat doamna secretar științific. Avem aviz extern de la Atila Elci, profesor Universitatea Hasan Kayunci, Turcia, de la Jitka Laitoceva, Universitatea Palakeho Volomuci, Bulgaria. Da. De la doamna conferențar universitar Grivincea Tatiana, USBI Constantin Stere, aviz extern de la profesor Van de Jong din Olanda, aviz extern de la Malinka Ivanova, Universitatea Tehnică din Sofia, Bulgaria,
și aviz extern de la Adriana Vasile, Asociația Redesign. Toate avizele externe recomandă oferirea titlului de doctor habilitat doamnei Elena Railan. Vreau să dau citire rapid doar concluziilor, de exemplu Atila Elci, profesor Universitatea Hasan Kayunci Turcia, în urma avizului recomand să fie acceptată această lucrare și, în consecință, recomand titlul de doctor habilitat în științele educației doamnei doctor Elena Railan. De asemenea, Jitka Lajtočová, care spune, recomand călduros doctor Elena Railan pentru titlul de doctor habilitat în științele educației. Doamna Gribincea Tatiana, care în concluzie consideră că lucrarea de sinteză de doctor habilitat elaborată de doamna Răilean întrunește toate cerințele înainte pentru un asemenea gen de lucrări și poate fi admisă pentru susținerea publică, fiind apreciată cu o notă maximă, iar autorul ei merită conferirea calificării de doctor habilitat în științele educației. Profesor Van de Jong, care în concluzie apreciază înaltă calitate a lucrării doamnei Răilean și recomandă cu căldură conferirea titlului de doctor habilitat. Malinka Ivanova de la Universitatea Tehnică din Sofia, care consideră că doamna Răilean a efectuat volum important de lucru științific și care a fost realizat cu succes și consideră că doamna Răilean merită pe deplin conferirea titlului de conferențiar, de doctor habilitat în științele educației. Și în încheiere, Adriana Vasile, Asociația Redesign, care la fel consideră că lucrarea doamnei Răilean întrunește toate condițiile pentru conferirea titlului de doctor habilitat în științele educației. Mulțumim! Stimată audiență, în cazul când sunt și alți membri, este o ședință deschisă și dacă sunt doritori de a se pronunța asupra valorii, asupra rezultatelor lucrării de sinteză, vă rog să ne spuneți. De asemenea, vă rugăm în cazul când aveți întrebări, precizări vis-a-vis de avizele care au fost prezentate, le puteți consulta. În continuare, voi prezenta foarte succint și eu rezultatele expertizării lucrării de sinteză Managementul Teoriei și Tehnologiei Educației Globale într-o diversitate de medii de învățare elaborată de doamna Elena Raileanu. Din start, deci ne exprimăm recunoștința pentru această oportunitate. Vă mulțumesc pentru ocazia de a face parte din această comunitate academică constituită ad hoc, o comunitate onorabilă, instituită cu ocazia acestui valoros eveniment științific. Felicitări, doamna Railean! Într-adevăr, lucrarea de sinteză pe care ați elaborat-o corespunde standardelor de calitate pentru titlul de doctor habilitat stabilit de ANACEC, evidențiind indicatorii dați și eu i-am apreciat cu nivelul întâi de performanță.
standardul 1, rațiunea științifică a cercetării, se concretizează și se argumentează prin începând cu formularea originală și inovatoare a temei, relevând noutate și înscriindu-se prin problematică în area acoperită de teorie, de prioritățile teoriei și practicii domeniului educațional în general și a managementului educațional în particular. Semnificația științifică a cercetării, standardul 2, se caracterizează prin valoarea teoretică atribuită de autoare și la care subsemnăm, punctând fundamentarea epistemologică și metodologică a studiului metasistemic, proiectarea și realizarea proiectelor de carte științifică, identificarea și descrierea problemelor care derivă din impactul ecranelor digitale asupra teoriei și tehnologiei învățării, etc. Confirmarea caracterului de noutate și originalitate s-a produs prin inovațiile conceptuale ale autoarei, prin investigațiile originale de interes sporit pentru teoreticieni și practicieni deopotrivă. Aderăm la cele subliniate de doamna Raelian, conform deci, căreia metasistemologie educațională prezintă un domeniu nou al cercetărilor inter- și transdisciplinare la frontiera dintre pedagogie și management educațional, preocupat de dinamica teoriilor învățării, problemelor predării, învățării, evaluării din perspectiva strategiilor de proiectare, monitorizare și evaluare a achizițiilor metacognitive. Astfel, rezultatele științifice principial noi, care au condus la instituirea direcției de cercetare, sunt expuse convingător și confirmăm acest lucru. De asemenea, confirmăm că lucrarea de sinteză realizată de doamna Raelian a respectat principiile cercetării științifice, așa cum sunt stipulate în standardul 4 de evaluare, inclusiv principiul obiectivării, adevărului științific, demonstrației, utilității, metodic și așa mai departe. Epistemologia cercetării, care este prevăzută de standardul 5, s-a materializat în asigurarea teoretică a cercetării prin selectarea și abordarea critică a surselor bibliografice, a concepțiilor, ideilor, opiniilor în contextul cercetării, atestându-se profunzimea interpretărilor. Asigurarea bibliografică a cercetării cu cele 95 de surse este însoțită de citate corecte, referințe bine alese, recursul la citate fiind justificat și pertinent. Dintre acestea sunt 37 de lucrări științifice proprii, inclusiv 14 lucrări indexate Scopus. Am spus și la susținerile precedente și reiterăm că probabil doamna Elena Raelian deține întâietate la acest capitol printre cercetătorii din Republica Moldova în general și în științele educației în particular. Astfel, semnificația teoretică demonstrată și esențializată constă în fundamentarea epistemologică a managementului teoriei și educației globale prin elaborarea teoriei designului metasistemic al învățării, definitivarea arii de cercetare și așa mai departe. Metodologia cercetării s-a prevăzută în standardul 6, s-a constituit din mai multe metode, dintre care se evidențiază cele care deja au fost analizate și confirmate, exemplificate aici în prezentarea, dar și în prezentarea doamnei Raelian, dar și în discursurile membrilor Consiliului Științific Specializat. Apreciem foarte mult aprobarea rezultatelor cercetărilor produse prin indexarea lucrărilor realizate în bazele de date internaționale, precum și în cadrul aprecierii monografiilor și cărților coordonate cu medalii de aur, argint, la evenimentele care deja au fost enunțate.
Valoarea rezultatelor științifice prevăzută în standardul 7 este indiscutabilă, acestea fiind credibile și pot fi recunoscute și acceptate de către specialiștii din domeniul pedagogic și managerial, fiind compatibile cu datele existente. Lucrarea de sinteză este fundamentată pe ideea că educația globală necesită o nouă abordare pedagogică în care se va ține cont de faptul că educația se produce într-o diversitate de medii de învățare. Discursul și limbajul științific, așa cum este stipulat în indicatorii de la standardul 8, este convingător, interesant. Bineînțeles că este influențat mult de limba engleză, domnul profesor Puslaru a menționat acest lucru. Din păcate, a devenit limba engleză, sau din fericire, o limbă de lucru, de muncă științifică a autoarei și, în general, determină aderarea la ideile autoarei. Mă rog, spațiul științific a devenit și el globalizat. Limbajul științific este empiric prin delimitarea obiectului cercetat, dar și conceptual prin explicarea faptelor care au fost aici expuse rezumativ. Aspectul tehnic și lingvistic al lucrării conform standardului 9 se distinge în general prin respectarea regulilor tehnice și gramaticale, cu unele abateri, așa cum deja ne-am și obișnuit noi în această epocă accelerată a tehnologiilor, dar standardele bibliografice s-au respectat și standardele pentru elaborarea unei lucrări de sinteză de asemenea. Apreciem, conform standardului 10 și respectarea eticii cercetătorului științific, am analizat produsul științific la toate etapele aferente și am remarcat că cercetarea este realizată cu responsabilitate, seriozitate, meticulozitate, acuratețe. Am avut o comunicare eficientă pe întreg parcursul susținerilor și am apreciat receptivitatea și flexibilitatea doamnei Railean, potențialul său științific impresionant. În încheiere, menționăm propunerile de utilizare a rezultatelor obținute în domeniul sociocultural și economic, precum studiul contextului global al educației ca integrare a pedagogiei, psihologiei și sociologiei, investigarea ecosistemică a pedagogiilor specifice educației deschise, identificarea normelor de design pedagogic aplicabile în nanotehnologia învățării. La toți indicatorii trecuți în revistă și raportați la teza de doctor, la lucrarea de sinteză a tezii de doctor habilitat elaborată cu un alt profesionalist de doamna Railean, optăm pentru nivelul de realizare întâi și ne pronunțăm pentru conferirea titlului științific de doctor habilitat în științele educației. Felicitări, doamna Railean! Bravo! Mulțumim, stimată doamnă președinte. Eu trebuie să ies, dar noastră trebuie să se votați și semnați acum. Acestea fiind spuse, se oferă cuvântul și pretendentei pentru a... Nu, Marina, voi trebuie să semnați, să votați. Eu știu, dar un cuvânt de sinteză, doar de mulțumire la toți pentru două, trei fraze. Dumneavoastră, da. Eu, îmi permiteți să mă scol, tot am stat dimineață și vreau să zic că e o lucrare realizată timp de 10 ani, o lucrare, la părerea mea, care a validat o ipoteză, o lucrare care mi-a permis să aduc mulți profesori în lucrările, în toate monografiile pe care le-am realizat, monografiile editate, vreau să zic, dar și monografiile de un singur autor pe care le conceptualizam, apoi încercam să fiu evaluată din exterior, din mediu, inițiind următorul proiect de carte la care aderau tot mai mulți și mai mulți profesori. Mulțumesc tuturor profesorilor din Republica Moldova care au crezut în mine și au aderat la aceste proiecte de carte.
Mulțumesc la toți cei care cred în metasistemologie educațională și invit cu mare drag în proiectele următoare pentru a schimba tot ceea ce ține educație, tot ceea ce ține de formare continuă a profesorilor, reieșind din realitatea diversității mediilor de învățare. Fac și eu ultima rectificare, totuși este Comisia de Susținere Publică, conform noului regulament Consiliul Științific Specializat. Mulțumim pentru această observație, dar, mă rog, ne obișnuim. Este Comisia de Susținere Publică, care acum, conform regulamentului, recurge la procedura de votare. Membrii comisiei se întrunesc pentru a supune lucrarea de sinteză votului deschis. Vă rugăm toți ceilalți să părăsiți sala. Stimați colegi, în concluzie, citesc procesul verbal al susținerii publice a lucrării de sinteză și propunem a conferi titlul de doctor habilitat în științele educației doamnei Elena Railean. Lucrarea de sinteză, managementul teoriei și tehnologiei educației globale într-o diversitate de medii de învățare, autor Elena Railean, doctor conferențiar universitar, a fost susținută în cadrul Universității de Studii Politice și Economice Europene Constantin Stere, la data de 28 decembrie 2022, în Comisia de Susținere Publică a lucrării de sinteză, instituită prin decizia Senatului USPE Constantin Stere, proces verbal numărul 4 din 24 noiembrie 2022. Rezultatele votării. Prezență la vot. 10 membri ai Comisiei de Susținere. S-a votat pro. Da, s-a votat 10 pro, împotrivă 0. Doamna Raileanu, felicitări. Mulțumesc foarte mult. Vot deschis încă. Confirmăm aceste rezultate prin vot deschis. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Ne bucurăm. Avem un nou doctor habilitat în științele educației, felicitări și mari succese, sănătate. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor care au avut curajul și răbdarea să citească această lucrare, să înțeleagă, cel mai important, să o aprecieze și care au fost alături de mine pe parcursul a două luni de zile, de la 2 noiembrie până la 28 decembrie, tot cu asta mă ocup, tot teza o susțin și de aceea vă mulțumesc foarte mult. Hai să închidem. Declarăm închisă ședința Comisiei de Susținere Publică.